Bună ziua, oameni buni! E weekend, e sâmbătă, ne-am gândit cu Damian să facem un periplu prin Dobrogea. O să vizităm mai multe obiective, atât culturale cât și istorice. Suntem pe Autostrada Soarelui. Vorbesc mai tare pentru că e trafic, sunt mașini în spate. Suntem la podul de la Cernavodă, celebru pod al lui Angel Salini. Salut, Damian! Vă salut! Dar fiindcă am avut mai multe sugestii să mai părăsim Bucureștiul, am zis să facem ceea ce e mai accesibil, Dobrogea fiind situată în vecinătate, și să cuprindem partea de sud numai a Dobrogei, principalul oraș Constanța, și asta este punctul de trecere din Muntenia în Dobrogea. Este și principala arteră care a fost responsabilă cu 100 și ceva de ani de creșterea foarte rapidă a populației dobrogene, cât și a economiei românești. Podul pe care îl vedem în spatele nostru este primul pod românesc peste Dunăre. Asta dacă nu le luăm în calcul pe cele din antichitate, lui Apolodor din Damasc și a lui Constantin cel Mare. În momentul în care soldații români, pe care îi vedem reprezentați acolo cu dorobanțul care stă de strajă la pod, au reușit prin luptele purtate în Bulgaria să obțină alipirea Dobrogei la România. O să vorbim mai pe larg mâine despre cum a fost contextul istoric, că noi am primit Dobrogea ca o compensație pentru sudul Basarabiei. Unul dintre principalele obiective ale guvernelor lui Carol I a fost acela de a crea o legătură terestră solidă cu teritoriul nou alipit între Dunăre și Mare. În momentul când românii preiau Dobrogea, preiau și prima cale ferată din țara lor. Era o cale ferată care unea Constanța cu Cernavodă, cale făcute de englezi cât timp Dobrogea era teritoriu otoman. Era o companie numită Danube and Black Sea Railway Company, care obținuse concesiunea foarte bine pe 99 de ani pentru a putea căra cereale și alte produse agricole din teritoriul dobrogean către mare. Prima grijă a guvernului lui Carol I, după ce se instalează administrația românească în Dobrogea în 1878, a fost să realizeze o legătură solidă între această cale ferată și restul țării, tocmai pentru a-și putea asigura ieșirea la mare și în felul ăsta prosperitatea economică, pentru că era o perioadă când ingineria avansează foarte rapid. Dacă la început primele proiecte nu sunt conforme, dată fiind lungimea mare, are peste 20 de kilometri lungime întregul complex, nu doar podul acesta, deoarece vorbim și podul de peste Borgea, primele proiecte n-au fost folosite. Suntem exact în perioada, cum am vorbit și în turul regalității, de trecere de la folosirea fierului ca material de construcție majoritar la cea a folosirii oțelului moale. Inițial, proiectele care vorbeau de folosirea oțelului resping ideea aceasta, spunând că este casant, pentru că se folosea oțel dur, și descoperiseră abia mai târziu că manopera mecanică, în momentul când era fixat, deteriora structura oțelului și de aia se ajungea la un moment dat la anumite ruperi. În schimb, unul dintre cei mai mari ingineri români pe care am avut vreodată, Angel Saligny, în vârstă doar de 33 de ani când subscrie proiectul cu podul, studiază cele mai noi descoperiri inginerești, respectiv un pod făcut în Scoția, la Firth of Forth, realizat din oțel, care se dovedise a fi viabil. El înaintează un memoriu guvernului român unde spune că este nelogic să nu ne folosim de cele mai noi progrese ale științei și să nu le punem în folosul țării noastre. Și drept urmare se aprobă proiectul. O legendă populară care se propagă până în zilele noastre spune că podul ar fi fost proiectat de Gustave Eiffel, de celebru constructor francez. Este doar o legendă. S-a luat într-adevăr legătura cu Gustave Eiffel, dar proiectul lui nu a fost aprobat. În cele din urmă, proiectul lui Angel Saligny, cu o întreagă comisie de ingineri, este aprobat la 1890, când în prezența regelui Carol I are loc ceremonia punerii pietrei fundamentale a podului de la Cernavodă, exact cum se realizau imobilele, de exemplu, în București. Și aici s-a semnat un act de fundație, au semnat regele, mitropolitul, primat, membrii guvernului. S-a depus un exemplar de act într-un tub metalic cu toate emisiunile monetare ale epocii, tub metalic care a fost amplasat într-o piatră de 4 tone, pusă pe baza uneia dintre piloni. 5 ani de zile au durat lucrările la podul din Constanța, cu destule emoții și cu mari cheltuieli pentru statul român, și inaugurarea a avut loc la 14 septembrie, pe stil vechi, în 1895. A fost unul dintre cele mai grandioase evenimente ale domniei de 48 de ani a lui Carol I, pentru că la vremea aceea canalizarea inginerească era al doilea pod ca lungime din lume, wow, și primul din Europa.
E un întreg ansamblu care merge de la Fetești până la Cernavodă. Se terminase și calea ferată care una București-Ciulnița-Fetești, celebra melodie Banii mei, banii mei, ce am făcut, Doamne, cu ei, i-am băut la Ciulnița, cu chelnerița. Și lega astfel cu calea ferată Dobrogeană, se asigura în felul acesta fluxul constant al produs, principalelor produse de export românești, respectiv cereale, cherestea și petrol, către mare și în felul acesta intrarea României în circuitul economic internațional. Ceremonia de inaugurare a fost splendidă. La 14 septembrie s-a trecut cu un tren format din 15 locomotive pe pod. A fost și o probă de rezistență. Au trecut cu o viteză supersonică pentru vremea aia, 80 de km la oră, cam cât a avut domnul. Așa, 15 locomotive, în timp ce flotila românească a Dunării aflată sub pod a tras salve de tun pentru a comemora momentul. Dar nu pod. Nu-mi pot, n-au tras în pod, nu atât de rezistent l-au făcut, dar a fost momentul marcat cum se cuvine. Carol I a ținut la fel o cuvântare în care a spus că se bucură ca noul teritoriu dobândit de România între Dunăre și Mare să fie acum legat la corpul țării și deschiderea podului este unul dintre principalii factori care au contribuit la cea mai rapidă creștere de populație pe care a cunoscut-o județul Constanța în toată istoria sa, de la sfârșitul secolului XIX până în perioada interbelică. Unul dintre elementele definitorii ale podului de la Constanța, îl întrezărim de aici, este dorobanțul, adică infanteristul. Infanteriștii români, chiar dacă n-au luptat propriu-zis în Dobrogea, nu aici am dus noi lupte, noi am dus în Bulgaria, la Plevna și după aceea mergând către Vidin. Dar prin sacrificiul acestor soldați români am dobândit teritoriul Dobrogei. Sunt făcuți la Paris cele două statui de o firmă a lui Léon Pilet, se numește sculptorul, și au fost în parte plătite de ambasada Franței ca un dar față de regele Carol I pentru marele proiect ingineresc pe care l-a pus la punct. Este expresia istoriei noastre, a unei istorii care a subliniat o perioadă de progres în România și e o expresia clară a alipirii Dobrogei de țară. Despre asta putem să vorbim și am zis că este cel mai inspirat monument ca să-l punem la începutul excursiei noastre prin Dobrogea. Ăsta e începutul excursiei, de fapt. Și acum o să preia domnișoara Diana Slav în Constanța, eu voi face comentarii și mâine avem... Și eu zic așa e, exact. Să ne împărțim sarcine. Așa, dar ne așteaptă o zi lungă. Am ajuns și la Constanța, am mai făcut o oră de când v-am arătat podul de la Cernavodă. Suntem la Constanța, suntem cu Diana, să rămână Diana. Bună ziua, bine ați venit, mă bucur să vă am oaspeți. Damian a recomandat-o, a zis că e cea mai tare ghidă din tot sudul Dobrogei și m-a făcut curios și zic hai să mergem cu Diana împreună să ne arate puțin împrejurimile, să ne arate monumente, cultură, istorie și o să avem și o degustare de vin, după cum a spus, mai după masă, o dignă bine meritată. Deci astăzi ea e prima voce, eu sunt bodyguard cultural. Deci prima voce, bodyguard cultural și eu zic așa e, ca să știți cum ne împărțim sarcine. Te rog, Diana. Bună ziua și bine ați venit în Constanța. Am vrut să începem turul de aici, pentru că de aici îl încep de altfel și eu cu toți turiștii care ne vizitează. În spatele meu avem chiar zidurile de cetate. Pentru cei care nu știu, Constanța a fost fondată acum undeva aproximativ 2500 de ani. Sunt numele de Tomis, de Imperiul Grec. Tome în limba greacă însemna a tăia, iar noi ne vom prima într-o peninsulă foarte micuță pe care i-au văzut-o ca un fel de lamă de cuțit sau lamă de topor, hai să zicem că n-aveau cuțite atunci. Dar zidurile la care ne uităm noi sunt de fapt din perioada Imperiului Roman, care a venit după greci. Se vede și o poartă de intrare din perioada respectivă și aici erau zidurile de apărare. Nu știu ce ați mai vizitat prin România, dar cu siguranță avem... Eu cu Damian nimic, doar prin București. Așa, dar avem călători care au fost la Brașov, la Sighișoara, ca să facem o comparație. Acolo există acele turnuri de apărare care se și vizitează. Alea au 500 de ani vechime. Avem și noi turn de apărare aici micuț, acesta rotunjit în colț, care este de 2000 de ani vechime. Temelia turnului. Da, a mai rămas baza. Pe un lateral, dacă nu este iedera deja crescută, că a venit căldura, există o inscripție în limba greacă veche, pe care arheologii au tradus-o ca fiind turnul măcelarilor. Fiecare breaslă avea câte un turn cu rol de apărare. Ceea ce e similar cu Brașovul. Exact. Alba Iulia. Exact. Acolo era pe vârf de deal, vârf de munte pentru vizibilitate. Noi aveam graniță naturală fiind marea. Iar de aici încolo avem parcul arheologic, care încorporează de altfel și clădirea primăriei și care acum 100 de ani era parcul Gării. Gara orașului Constanța aici a fost până în anii 70, în care și la noi comuniștii au schimbat un pic orașul. Nu la fel ca în București, dar am avut și noi niște momente. Comuniști pe aici.
Da, nu, și momentele astea de distrugere sau de reorganizare a orașului. Pentru că, de exemplu, aici unde suntem noi este statuia lui Vasile Pârvan, unul din arheologii foarte pasionați de Dobrogea când au descoperit cetățile. Și peste drum este o casă foarte frumoasă cu niște elemente Art Nouveau, dar nu sunt doar elemente, în general e un stil eclectic. Eclectic înseamnă un mix de elemente din mai multe stiluri de arhitectură. Tacvor Benlian îl cheamă pe proprietar, o să avem numai nume din acestea, greu de pronunțat, armean la origine. El avea proprietate aici. Când s-a descoperit zidul cetății, la un proprietari pe partea cealaltă de drum, după 1900, pentru că aici au vrut să păstreze zidurile. În capătul parcului, nu o să o vizităm acum pentru că din fericire este în reabilitare, dar din nefericire nu o puteți vedea, este clădirea Teatrului de Stat, Teatru Fantazio, la fel foarte cunoscut în orașul Constanța. Reabilitarea de acum a găsit continuarea zidurilor de cetate și acum se lucrează la podea de sticlă ca pe viitor să poată fi expus într-o formă non-invazivă. Zidurile care se păstrează aici sunt cele din perioada romană. Secolele 4-6 după Hristos. Dacă am săpa mai jos, de asta spuneam că aici zidul acesta ne arată că el de fapt continuă, găsim și partea de istorie greacă. În perioada medievală aici a fost un simplu sat pescăresc, nu avem foarte multe povești, dar știm că am fost parte a Imperiului Otoman, la fel, parte din istoria României, până la 1878. Ce se știe mai puțin, că mai ales că v-ați fost și la Cernavodă, ne-am avut niște ofițeri britanici, în 1850-1860 în special, când au venit în zona asta, au văzut potențialul acelui sat pescăresc și au început să-l dezvolte după principii urbane. Avem aici o casă foarte frumoasă, cea cu pisică, îmi trecune pe lângă ea și cu multe flori. Este de inspirație britanică, aici au cazat o parte din inginerii pe care i-a aduseseră la dezvoltarea orașului și este datată ca fiind cea mai veche casă în picioare din Constanța, aproximativ 1865. De fapt a fost un complex de vreo 9 clădiri, dar nu s-au păstrat toate. Le trezim interesul după războiul Crimeei, nu? Cam acolo, sau din cauza, că nu putem să spunem datorită, acelui război, au ajuns în zona asta, dar au văzut și potențialul economic și comercial pe care îl prezintă portul. Ei ne-au făcut la 1865 prima linie de cale ferată Constanța-Cernavodă. Cea de care am vorbit la port. Exact, da, pe de asta m-am gândit să facem conexiunea cu vizita. Și care trenul mergea mai repede decât merge în zilele noastre. Cel mai probabil. Da, precizat. Da. Și după aceea a mai fost un moment important tot datorită podului, după 1895, când au venit toți românii la mare și venea trenul în 2 ore. Când inclusiv, a fost gata podul? Da, inclusiv familia regală, o să povestim și de reședințele regale pe care avem în Constanța, pentru că avem aici un record pe care cred că l-avem unic, dacă nu mă înșel, în România. Vom continua pe Bulevardul Ferdinand. Evident, el a avut mai multe denumiri schimbate și în perioada comunismului. Și Bulevardul Tomis, tot britanicii l-au construit cu un nume foarte simplu, Main Street. Asta a fost strada principală. Tot ce avem în jos este după, din 1880-1890, de aici în sus ar fi de la 1900 și mai departe, mai modern. Ca să-i lămurim și pe ascultători, există o pauză istorică între Tomisul antic și Constanța actuală? Da, de asta spuneam. În perioada medievală, fiind doar un simplu sat pescăresc, sunt foarte puține referințe istorice. Și atunci am avut partea de control, nu știu cum să o numesc, de unde vine și numele regiunii, acel Dobrutin, care a dat numele Turciei, au spus că este regiunea lui și a rămas Dobrogea. Iar singurul domnitor român care a ajuns, de fapt, în zona noastră, pentru că aici a fost Citia Minor, nu a fost Dacia în sine, a fost Mircea cel Bătrân. De-abia în momentul în care a murit el, deci undeva după 1420, a devenit toată regiunea pașalăc turcesc, până la 1878, când oficial au intrat trupele române în Constanța și în Tulcea. 23 noiembrie, parcă, stil vechi. Pe 14 noiembrie au ajuns în Tulcea și pe 23 noiembrie au ajuns în Constanța. Dar 14 noiembrie a rămas acum ca data aniversară, ziua Dobrogei. Traversăm? Da, o să traversăm. După cum am început, cred că l-am descoperit pe Damian, varianta feminină. Da. Așa mi s-a mai zis, dar asta avem... Gata, hai că e verde. Asta a fost și simpatia la prima vedere între mine și Diana. Și eu când am aflat că faci turul de la cimitir... Unde face chiar o televiziune de Diana, se confunde cu Dan Diaconescu. Ah, Diana și Damian, Paul, nu. O să povestim și despre aceste mozaice, dar un pic mai încolo, pentru că o să vedeți că avem mai multe. Eu sunt fan cimitire și chiar am făcut câteva prin Europa și acum chiar le caut în momentul în care ajung într-un oraș nou. Plănim să mergem la Paris, la Père Lachaise. La Père Lachaise. Da. Și la Iași aș vrea să ajungem ca să rămânem și la noi în țară, să călătoresc. Bine, plus că și cel de la Belu încă nu l-am făcut complet, ce am făcut atunci cu tine. Poți să te uiți la noi, avem 6.000 de vizualizări. Așa. Turul de la Beluș. Nu, că a fost cu mine într-un am făcut tur unul live. Deja pe, pe scriitor, cred că a fost ăla. Da. Aha. De când, până când s-a numit Tomis și când a început să se numească Constanța?
Tomis a fost în perioada antică, deci înainte de Hristos, și cred că undeva, nu mai știu exact când a fost Constantin cel Mare. A 300, cam acolo. 313-333. Cam acolo, după 300, că așa știu eu ca origine, ori este de la Constantin cel Mare, ori mai degrabă de la sora lui, pe care se pare că o chema Constantiana, numele care s-a dat orașului. Deci cam undeva după 300 provincia și un pic s-a schimbat. A fost rebotezată Constantiana. A, și orașul să fi rămas Constanța. Da. Da, este posibil. Constanța sună italienesc și e posibil să-l fi botezat așa genovezii. Da, dar genovezii au fost mult mai târziu. Genovezii au fost ceva după 1200. Ca să ia sufixul ăsta de ța. Mai degrabă, da. Iar turcește se pronunța Chiustenge. Mie îmi place foarte mult cum sună. Na, crescând aici, sunt foarte familiară cu limbajul și cu pronunțiile acestea locale. Zona Dobrogei este oricum zona românească cea mai diversificată din punct de vedere etnic. Britanicii ne-au numit Micul Babilon. O să povestim despre asta când ajungem la Muzeul de Artă Populară, legat de comunitățile pe care le-au găsit aici și le-au documentat. Și asta ne-a ajutat în negocierea când am ieșit din Imperiul Otoman. Imediat aici pe uite, stânga. Hotel Carol, Hotel Ferdinand. Hotel Ferdinand, da. Hotel Carol, ca și clădire, de fapt, la origine a fost casa unui avocat, Traian Belu. Și transformat acum în boutique hotel. Fără. Dar cred că ța este românesc, e aia cu țața sa căpriță ța, nu? Adică, cred că iar Hotel Ferdinand este un art deco de prin anii 20 spre anii 30. Noi am avut foarte multă dezvoltare economică a orașului în perioada aceasta interbelică. După primul război mondial chiar a fost așa o explozie din punct de vedere economic și financiar. Și ca să ne raportăm și la partea artistică, avem aici o plăcuță, micuță, dar mă bucur că o onorează. Exact, pentru că ea venea aici Maria cu diverse Tânase, spectacole. 1913-1963. A locuit pe timpul verii în perioada anilor 50, Pasărea Măiastră, a muzicii populare românești, Maria Tânase. Asta să înțeleg că era vechea practică să-i trimis pe artiști la case de creație, li se spunea, case de relaxare pe litoral. Da, noi aveam deja în anii 50, sunt convins, acele restaurante foarte celebre, unde probabil venea și cânta în fiecare vară și mă gândesc că aici a fost cazată. Asta este una din clădirile mele preferate, deși nu este într-o formă foarte bună, din păcate. Pentru că, evident, este proprietatea este de stat. Art Nouveau. Da, este Art Nouveau, dar ce este foarte interesant este că noi, devenind partea României foarte târziu, la 1878, automat și a Europei, am împrumutat din stilul de arhitectură cât mai multe și cât mai repede. Aici inspirația este, pe de o parte, Palatul Municipal din Praga și stația de metrou Karlsplatz din Viena, pe care chiar am căutat-o special când m-am dus în Viena, ca să văd dacă există această similaritate. Și da, există. Mie mi-aduce cu casa lui Dinu Lipati din București, de pe Bulevardul Catargiu. O să-ți cer adresa și când vin la București. Numai că mai are chestia, nu? Da. Are luminatorul. Da, luminatorul ăla. Da. Mai mare decât al nostru sau altfel nu, format. Nu, asta are, cea din București nu-l are. Nu are luminator, da. Karlsplatz are exact aceeași formă, același arc de cerc, iar faptul că ca element de Art Nouveau, foarte ușor de identificat, să zicem, și de cei care ne urmăresc, avem acea scoică de sus. În momentul în care vezi scoica, ăla e Art Nouveau. Da. Cu luna de flori și astea se mai găsește. Aia chiar deasupra chiar mișa acolo? Chiar deasupra literelor, da. Literele, în general, sunt inițialele ale proprietarului original. Câteodată pot să fie și ale arhitectului. De obicei, arhitecții își pun plăcuță. Și aici nu se mai vede foarte bine. Avem Noiembrie în dreptul coloanei, deasupra ușii, și 1905 în dreptul celelalte coloane. Adică, de obicei, se punea și anul de construcție. Diferența încă cu Viena, că probabil că la ei nu-i spart și la noi-i spart. Cam da. Și la ei e vopsit totul frumos, curat. Și mentenanța făcută la zi, pe când aici văd că s-a degradat chiar mai mult de când am trecut ultima dată și asta mă întristează. Dar pare o situație destul de des întâlnită în Constanța, adică mergem de câteva sute de metri și am întâlnit mai multe clădiri. Și să mai avem ăsta. Așa. Ca și în București, Damian. Da. Și în Timișoara, aceeași surpriză tristă. Timișoara, am avut Piața Unirii, ai văzut ce clădiri frumoase și ce... Și încă ne renovate. Eu sunt Timișoara și născut acolo și mă doare sufletul acolo la casă. A fost un fel de un ochi râde, unul plânge când am fost cu colegii mei ghiți din Timișoara. Că zic, da, voi sunteți fix la noi, dar nu pot să mă bucur de nefericirea voastră sau că suntem la fel. M-a întristat un pic și pe mine momentul acesta. Așa, ne vom întoarce iarăși la bulevardul, la strada principală și cu atenție și un pic la trafic, că aș vrea să vă las așa cum v-am luat întregi. Cred că e mai divers ca la București alăturarea de stiluri arhitectonice. Deci ai Art Nouveau, Art Deco la două case mai jos. Clasicele astea, eu îi zic, este și urma cu de toate, din punctul ăsta de vedere. Și până la urmă, este semnătura noastră de oraș. Noi suntem școala de vară, de altfel, pentru facultățile de arhitectură.
să vină aici în fiecare vară, chiar înainte de pandemie. Și pleacă confuși toți. Zice, eu sper să, da, să le dea o altă perspectivă. Dumnezeu a făcut ăștia aici. Și s-a întâmplat aici, au aruncat tot într-o găleată, ceva de genul. Deci când a venit lockdown? Undeva pe 10-11 martie, în 2020. Da. Eu pe 1 martie, atunci, înainte de lockdown, am avut cel mai mare grup vreodată pe care l-am plimbat, 250 de studenți cu acea școală de vară. Nu, am avut portavoce ca la proteste. Ah, okay, mișto. Și cu primăria, că ei erau organizatorii, și cu poliție, pentru că efectiv... Traversăm? Da, doar că o să avem și un pic de grijă. Și ne întoarcem la strada principală. Traversăm cam București pe aici sau pe... Ca în Constanța, pe trecerea pietonilor. Cum vreți, doar să fiți în siguranță. Eu zic că putem traversa pe aici, că nu mai... Uite, vezi că mai vine, de aici, din fericire, nu vine nimic. Mașini așa multe. Da, constanțenii sunt destul de... Nu neapărat puturoși, dar sunt... Acum putem să spunem copiilor să nu facă așa nu cum faceți ca noi, dar nu faceți acasă. Constanțenii nu prea sunt neapărat matinal și atunci traficul dimineața este destul de lejer. Săptămâna viitoare, de fapt, stai, când apare video la voi? Săptămâna viitoare. A. Pe 21 mai, acum, avem și zilele orașului Constanța și vom avea tot weekendul plin de evenimente. Pentru cei care vin weekendul viitor, dimineața de la 10, va fi vizită deschisă și la Bricu Mircea. Și o să mai aveți cortegii cu femei dezbrăcate? Că vrea nu, le-am îmbrăcat acum, le-am îmbrăcat, ni s-a făcut milă de ele, da. Și le-am trimis și la muncă. Și la muncă! Frumos punctat! Tare! El la origine a fost hotel, această clădire, făcută în 1910 de Stavros Dimitriu, grec. V-am zis că numai nume din asta o să avem până ajunge pe Bulevardul Elisabeta. Aici era considerat capăt de oraș, era considerat deja mahala, erau case din chirpici, zona modernă, o să intrăm imediat în ea. Și a anunțat în 1910 că face hotel de lux aici și s-a zis că este nebun că îl face la capăt de oraș. Când l-a lansat cu electricitate și apă caldă în fiecare cameră, a fost super... Full de la început. Da. Iar pe trotuar acolo, de fapt, era salonul de mic dejun. Acum, din păcate, s-a pierdut. Noi tot așa ne referim la el, că a fost și un supermarket și tot așa îi spuneam supermarketul grand. Și avem aici un mozaic foarte frumos, o să mai avem pe drum, care este făcut în 2018-2019 de studenți de la Facultatea de Arte. Pentru că avem acel edificiu roman cu mozaic din Piața Ovidiu, cel de la Termele Romane, vechi de 2000 de ani, proiectul este făcut să călcăm și noi pe un mozaic, așa cum călcau romanii acum 2000 de ani. Sunt 10 astfel de treceri de pietoni făcute prin tot orașul. Foarte frumos. Și toate sunt cu alte modele. E idee foarte bună. Și mie place foarte mult. Inițiativa a fost a studenților? A profesorului lor coordonator și finanțare de la primărie. Putem și noi să continuăm. O să traversăm pentru că o să avem un monument dedicat. Ok, bine ați venit la mare. O forțăm? Hai. Repede, un monument dedicat comunismului, mă rog, ieșirea din comunism, și putem să-l legăm cu cel din Piața Revoluției de la București. Ok. Deci aveți și voi un cartof? Nu, mai interesant decât un cartof și, mă rog, mai ușor de explicat. Și chiar sunt curioasă să văd dacă tu ai explicație pentru cel din Piața Revoluției. Să încercăm. România și-a luat țeapă. Sunt mai multe glume, dar eu primisem și o explicație care se pare că ar fi venit direct de la sculptor sau ceva de genul ăsta. Este străpungerea cortinei de fier. Ok. Explicația pe care o știam eu pentru respectivul cartof este că, dacă te uiți, este un conglomerat de metal acolo, care simbolizează cununa de spina lui Isus, iar țepușa, de fapt, simbolizează unul din cuie, tocmai ca să-i reprezinte pe cei care s-au sacrificat la Revoluție. Eu așa știam ca poveste. Sună mai... Da, e mai elaborată versiunea asta de... Bine, dacă ai imaginație, poți să însemne orice. Stați să ajungem la a noastră. Vedeți acolo imaginație. Asta, pe de-o parte, în altă, în literatură, ce a vrut să spună autorul mai puțin contează. E important ce reacție vede. Îți trezește ție. Da, ce vede la final spectatorul. E ca așa, când mergi la expoziția de tablouri și vedeți că a spus tabloul invers. Nu, domnule, așa era. Nu, sau nu, domnule, ăla e hidrantul. Sau e hidrantul, da. Nu prea se văd aici. Bine, nici nu cred că vor neapărat să le... pentru tot ce faci, uite, de la mine. Bună, Dorian! Minunat! Mulțumesc frumos! Pe Facebook. Succes! Mulțumim mult! Mulțumim! Felicitări! Te mulțumim! Da, cred, da, super, super carte. Dacă mai doamna, este și la sushi, ne dea niște sushi. Doamna Doina Păuleanu a fost director la Muzeul de Artă și am pierdut-o în pandemie. Și cred că a fost chiar ultima ei carte, ori asta, ori Peninsula Misterioasă, pe care a reușit să le lanseze. Am și eu aproape toate cărțile ei, cred, dacă nu cumva toate. Super. Da, și chiar este atât de bine documentată. Da, mai veniți, uite, vezi cum vine lumea. Ziceam aici în parc, că nu se văd, era un cadru metalic într-un colț și mai este ascuns o intrare.
Aici avem niște, să numim, galerii, catacombe. V-am arătat turnul de apărare mai devreme. Pe aici oriunde săpăm găsim istorie. Toată zona este declarată zonă istorică, tocmai pentru a fi conservată atât cât se mai poate. De peste 2500 de ani. Da, dar în al doilea război mondial există o fotografie cu niște nemți care intră într-una din galeriile de aici, pentru că le foloseau ca și canale de comunicare. Numai că acum nu sunt deschise, nici eu n-am avut acces, recunosc, să intru vreodată în ele. Peste o oră, când îi se face foame, propun să trecem pe lângă niște șaurmării, că o sigur va ieși cineva. Repede, domnul Damian, vă știu după YouTube, luați-o și urma cu de toate. Deci, băiatul de la Glovo cu sticla de vin și domnul, singurile două dăsc când n-am rucsac. Vrei cum să n-am rucsac? Nu, e ok. E okay. Cum n-am rucsac, cum primești ceva? Pe aici, pe aici, pe aici, în explorare. Pentru că nu știu dacă este reintenție sau lene că au lăsat acești copaci să crească. Ei ar trebui să aibă nivelul ăsta de înălțime ca să fie vizibilă de la stradă această chestie. Cine a dat această? Iliescu de la Revoluție, statuia reprezintă, nu? Așa, așa. Aproximativ. Suie seamănă. Aproximativ. Monument ridicat de revoluționarii constanțeni și primăria municipiului cu prilejul aniversării a 10 ani de la Revoluția Română din 1989. Sculptorul Dimitrie Cușa acum stă la Paris. Poporul, de aceea avem un singur cap și Ceaușescu era și el unul de-al nostru, îl dădea jos pe Ceaușescu. Corpul cu multe picioare reprezintă poporul. Corpul din față care refuză să plece îl reprezintă pe el. Și socul este în cădere pentru că așa a fost gândit. Căderea de pe socul a lui Ceaușescu. Iar faptul că cel din față nu are organe genitale presupune un accident. Există doar o glumiță locală. Nu am primit răspuns la această întrebare ca să am răspuns oficial. Glumița locală este că cel din față nu mai are organe, că sunt la tovarășa în sacoșă. Există și explicații științifice sub, scrise de local, nu trebuie să filmezi postii chestia asta? Observ, mai bine nu. Sunt. Și încă nu este încă reședința de vară, că de obicei era reședința de vară a cuiva, dar văd că n-au apărut elementele. Asta, deci copacii ăștia sunt copacii lăsați? Copacii trebuiau să fie la nivelul ăsta. Uite cum sunt ăștia doi micuți și dacă erau la nivel, că ăștia doi din față au rămas mici. Și toți erau la înălțimea asta și atunci se vedea direct de la stradă. Între timp, uite... Da, mea... așa e logica de monument public, să pui o ceva lizieră ca să... Da. Nu, a, lizieră ca să-l maschezi. Să protejezi, că așa nu avem ozon destul. Doamne ferește! Deci e incredibil, mă. Dacă nu mi-explicai și mă puneai să stau aici în față, dar stăteam până mâine sau poimine și puteai să vii... Da, cum are logică. Păi nu, adică ne dăm randevul la Monumentul Revoluției, clar, da, îl vedem. Da. Aia ca aia cu Podul Minciunilor, de la Sibiu. Ne-am tras și noi ceasuri ca la București. Sunt tot așa să marcheze vreun moment memorativ? Ceva. Asta cred că-s chinezești, a voastră că la noi scrie Rolex acolo, pe mijloc. Sunt proaspete, au câteva luni, nu cred că au făcut cele nici de la București anul. Cu câte patru cadrane sunt puse când s-au împlinit 450 de ani. Nu. De atestare noi nu gândim din astea pe termen deci, lung, aniversare. Un pic te-ai luat de București și am sărit amândoi imediat. E foarte bine. Nu, e bine că le-au montat, le-au menționat. Da. De suflet, na? Sau de adopție, că ați zis că nu sunteți din București de origine. Nici eu, nici noi. Noi doar de mitici, dar nu suntem. Păi bine, la București cam toți vin dintr-o opincă de prin altă parte, că n-au cum altfel. Da. Și eu sunt prima generație născută de altfel aici, de la Papucara la Mare. Ai mei sunt din Vrancea și din Galați și au fost trimiși cu locul de muncă în comunism. Papucari e termenul... Așa îl folosesc eu. Oficial? Și nu l-am... Nu. De unde vine? L-am primit, să zic așa, eram la Bâlea și voiam să urc la cascadă și nu eram sigur, că n-ați totuși fata de la mare. Ușor. E o doamnă. Și am văzut-o pe o doamnă care cobora din drumeție și foarte bine echipată, mi-am dat seama că e de acolo și am zis, nu vă supărați, aș vrea să urc și eu până la cascadă, pe unde o iau? O să luăm pe aici. Și mă întâlnit, ne-am măsurat, că eram grup și zice, a, nu sunteți papucari, pentru că aveam bocanci, aveam rucsac, aveam tot ce trebuie. Și de acolo mi-a rămas ternul ăsta, mi-a plăcut foarte mult. Și ne-a zis, o luați pe aici, pentru că restul erau aia care parcau mașinile, își trăgeau două poze și plecau. Dar eu voiam să fac chiar drumeția până sus. Avem, în schimb, un monument, uite că vorbeai tu de aniversarea de 400 de ani, un monument făcut de Asociația Veteranilor din luptele, teatrele de război. Ok. Pe care l-au montat aici, această mică piramidă, și mi s-a părut o idee foarte frumoasă, chiar l-am prins pe președinte și l-am întrebat ce e cu ea. Dar ăsta ce e monumentul ăsta? Îl povestim și pe ăsta imediat, dar o să schimbăm perspectiva. Mi se pare că e rupt, așa e, nedeterminat. Nu, la fel, am și aici o explicație. Să văd exact ce mi trezește. În 2018 au montat în primă fază piramida și în fiecare an au pus câte o plăcuță pe fiecare parte cu personalitățile care au contribuit la dezvoltarea Dobrogei. Și de aceea avem Carol, Angel Salini, Remus Opreanu și Mihail Cogălnicianu. Și avem un extras din, cred că din proclamația regiei. Da. Sunt păstrate, Constantin Giurescu a editat discursurile lui Carol I și sunt puse cronologic. Uh-huh. Și ăsta este dat la 14 noiembrie 1878, imediat după ordinul de zi către armată prin care li se spunea că pot să meargă să ocupe Dobrogea. Și din câte știu, e prima afirmare
în scris a toleranței la români. Uh-huh. Le spune, vedeți că veți întâlni și locuitori de alte nații care au aceleași drepturi și au merită protecția voastră și atrage atenția mai ales asupra locuitorilor de religie mahomedană, la care le spune că îndeosebi să luați aminte să le respectați drepturile. Pentru că, până la urmă, cam ei erau aici, adică dacă te mai uiți la o curiozitate la casele noastre, chiar și comparativ cu București, nu mai zic cu zona Transilvaniei, noi nu avem case cu curți, pentru că noi n-am avut boieri cu șarete, cu calești, cu nimic. Da. Dar noi, direct la stradă, în rest, am avut Teleguța și Șalvarii. Și ei au fost baza. Tiparul de oraș, da, oriental. Exact. Eu am găsit mai multe ori în istoriografia comunistă afirmat că erau românii majoritari, din câte știu eu, nu e adevărat. Nu. Tot britanicii, făcând această statistică, au arătat exact ce au găsit. Greci, armeni, turci, tătari, evrei și niște români. Deci eram efectiv minoritate. De aia este menționat Mihail Cogălnicianu, erau țărani care aveau poza lui în casă, în semn de recunoștință. El i-a chemat pe țăranii din România cu promisiunea pământului proprietate în Dobrogea. Și așa s-a schimbat, de fapt, procentul. Ce Teleguță? Ce anume? Teleguță. Șaretă. Teleguță, dar șaretele alea micuțe, de două persoane, cum ar veni, aproape ca alea de curse. Până în 1910, și am găsit recent informația asta, eram român și nu prea. Aveau permis special de călătorie. Ca să plece de aici, să se ducă în România, le trebuia un pașaport special. Nu și-au ales primar până în 1910, era numit de la București. Era o direcția Dobrogei. Da. Și de-abia după aceea au avut. Deși am avut primar grec înainte de 1878 și alt primar grec imediat după 1878. Iar Consiliul Local, numai greci, armeni și turci tătari erau în componență. Mm-hmm. Că le-am căutat numele și se vede de acolo din terminație. Cogălnicianu a reușit să facă aici un mic experimentul care după aia se va generaliza la nivelul României. Aici, pentru că nu erau proprietăți boierești, s-au confiscat posesiunile statului otoman de pământ și au fost alocate loturi țăranilor și în felul ăsta au fost atrași coloniști. Da. Și el personal a avut trei proprietăți, inclusiv în Eforie, că era prieten cu boierul Ioan Movilă, și un teren de acolo l-a donat, încă un teren pe care l-a donat și boierul Ioan Movilă, când s-a făcut primul sanatoriu pentru copii la lacul Techirghion. Iar aici, pe faleză, o să vă arăt unde a fost casa lui. S-a pus doar plăcuță care onorează locul, nu mai există, evident. Ioan Movilă l-a marcat în Belu, la Tur, are mormântul acolo. Este omul care a fondat stațiunea Techirghion, dar totodată la noi în București a lăsat Vila Matilda, în zona Rosetti de astăzi, în Mahalaua Oțetarilor. Vila Matilda cu vreo 12 metri pătrați de pictură de Lucian, murală. Arc în timp. Da, okay. Asta ne ajută acum, dar este legat de acest monument de care m-ați întrebat mai devreme. E în 2005 făcut ca să marcheze 2500 de ani de la prima atestare a Tomisului. Explicația fiind că avem arcul modern, cel metalic, care încorporează în mijloc coloana de marmură, adică partea de antichitate. Copiii l-au văzut ca o sabie, adulții îl văd ca o agrafă de birou, mai ales că aici avem și clădirea administrativă, primărie, Consiliul Local, Consiliul Județean și birocrația. Da. Cine nu știu sculptorul scumpire? Aici, nu știu sculptorul, pot să caut, de fiind așa de recent, cred că găsesc informația. Dar este un sculptor, adică e sculptat? Păi, cu siguranță cineva a trebuit să facă, poate a fost o echipă, dar sigur trebuie eu să găsesc. Eu ziceam, nu știu, macaragistul, care a ansamblat astea. Da, 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 tot la indicația unui artist, mă gândesc așa, nu, cred că ne putem baza pe Macaragiu să fie avut imaginație. Avem iarăși două mozaice, aici au pus mai multe, dar ele se întind și în restul orașului. Și vom traversa ca să mergem la statuia Lupa Capitolina, pe care o aveți și la București. Și o să povestim și acolo, în corelație, un pic. Care e copiată după care? A noastră sau a voastră? A noastră, a noastră e replică la replică, după o replică. De fapt, a voastră e replică direct de la Roma. Dacă o să luăm istoric, originalul Lupei Capitoline este artă etruscă, deci e făcută prin secolul 8 înainte de Hristos. Aia se păstrează la Roma până la invaziile barbare, când dispare și se face o replică în Renaștere, deci copia numărul 1. De la replica din Renaștere o primim noi la București. Este copie la copie. Da. Deci a voastră este copie la copie la copie. Da, 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 exact. Și atunci, în 1905-1906 s-a întâmplat, din câte știu momentul, s-au dat de fapt trei cadou. Mai este și cea de la Timișoara, împreună cu cea de la București, și au mai fost una la Chișinău, dar aia a fost distrusă în al doilea război mondial. Cea de la Chișinău e refăcută. N-am găsit-o. Am găsit-o, dar nu știu unde, o să încerc să-ți caut. 1906 e un pic complicat, că nu-i România mare la vremea aia. Motivul și pentru care Timișoara nu era partea României la momentul respectiv. Nici Chișinău nu e. Da, s-ar putea să fie anul greșit, trebuie să mai caut și o dată la informația. La noi, la București, sigur vine la 1906, pentru că este jubileul de 40 de ani al lui Carol I. Înseamnă că după aia au venit și următoarele două mai degrabă. Și mai este, motivul mai clar este 1800 de ani de la cucerirea romană.
Asta serbau ei. Ca să fie o dată fixă, da. A noastră este ulterior făcută pentru că la un moment dat, mai zice undeva, cred că după 1990, guvernul României a mai făcut vreo 20 de replici care se găsesc prin foarte multe orașe din România. Găsisem și lista aia, o să ți-o trimit dacă ești curios. Și au plasat-o aici ca să arate cât de extins a fost Imperiul Roman. Aici, acum 100 de ani, era piața 23 noiembrie. De asta spuneam de data, de 23 noiembrie, când au intrat trupele române în Constanța. Și o să vedem și biserica unde s-a ținut slujba de Tedeum. Așa, ca istorie locală, cea de la București este cea mai plimbată statuie dintr-o poziție în alta și știm și motivul, da? Că se furau bebelușii făcuți din bronz. Nu, aia a fost o consecință. Una din ele, ok. Nu, au fost și... exact cum se întâmplă în multe locuri, fiecare administrație a zis, da, fix aici a spus-o. Nu e bine. Hai să o mutăm. Ok. Și au mutat-o, deci, odată arenele romane, piața Sfântul Gheorghe 1, piața Sfântul Gheorghe Mitropolie 2, Mitropolie Dorobanți 3, Dorobanți Piața Romană 4, Piața Romană, piața, deci de 5 ori. Se mută statuia în vreo 100 și ceva de ani. Și câți bebeluși s-au furat? Eu, după știința mea, știu că s-au furat de două ori gemenii. Deci la noi sunt, nu. La noi ei sunt tehnic Romulus și Remus, fondatorii Romei. Așa. Și noi avem o copie la copie la copie. Deci exact ca... În schimb, la noi placa unde scrie Lupa Capitolina este făcută dintr-un plastic din acesta mai dur, din același motiv, pentru că se tot fura. Deci aici pot să confirm că am văzut-o și eu de câteva ori când rămâneau doar bolțurile. Am un sentiment de înapoi în belu, am... Da, zic că de-aia am zis, avem istorie comună. Ne-am oprit doar 10 metri mai jos, pentru că v-am zis că aici am avut parcul Gării, acum 100 de ani, venea trenul acela de la Cernavodă și oprea aici. Și venea familia regală în vizită. Deci asta este gara regală. A fost până în 70, când a demolat comunismul, era micuță și s-a construit cea modernă, e la vreo 2 km de aici. Și atunci s-au construit Casa Albă. Și aici unde era clădirea albă? Când era gara regală? Cam unde este Casa Albă, acum sau undeva până în zona asta. Consiliul era... Județean, zici Casa Albă, nu? Da. Consiliul Județean, Consiliul Local, Prefectură, acolo Primărie. Acolo era gara regală. Da, ăsta era parcul Gării, tot spațiul ăsta verde se întindea aici până aici. Și au mutat-o cu șine, cu tot, 2 km mai încolo, nu? Da, cu remontare, cu tot. A fost un primar foarte vizionar după aceea în 1905, Ion Bănescu, pentru că de aici pleca și linie de cale ferată în Mamaia. Și în 1905-1906 s-a lansat stațiunea Mamaia. Techirghiul a fost prima stațiune balneo înregistrată oficial și se venea atunci cu trenul. Făcea trenul de aici până în Mamaia o oră jumate. Cobora lumea, fuma și mai făcea nevoile, iar urca în tren. Așa. Se plătea taxă de stațiune și taxă de îmbăiere și avea o statistică foarte bună. Deci n-a fost mazăre primul cu taxele. Oprea trenul să-și facă lumea nevoile. Nu oprea, mergea atât de încet încât lumea avea timp să coboare și să urce înapoi. Din mers. Aproximativ, din mers își făcea nevoile. De aia zic că făcea o oră jumătate. Important este să nu fie bate vântul. Acolo erau numai dune de nisip și cred că de asta nu puteau să meargă repede. Și statistica de atunci spune așa, Constanța avea 12.000 de locuitori. Din iunie până în septembrie 1906 au fost 46.000 de vizitatori în stațiunea Mamaia, care au plătit taxă. Deci de 4 ori cât locuitorii orașul, în doar 4 luni. Dar fiind statistica foarte bine ținută, s-a văzut ce flux a fost. Eram Ibița de sud-est la momentul ăla. Și evident că venea și familia regală. Avem aici o clădire cu turnuleț. Ăla este Palatul Regal. Bine, a fost un complex de mai multe clădiri. Clădirea de alături, proaspăt renovată, aparține acum de Ministerul Apărării ca centru de evenimente, era Palatul Guvernatorului, prefectul din zilele noastre. Și aici aveau recepții oficiale pe care le țineau. Cea mai importantă vizită pe care a ținut-o acest palat a fost țarul Nicolae Romanovilor, în iunie 1914. Da. Ultima apariție publică și a Romanovilor și a regelui Carol, pentru că deja era... A zis voi odată, nu n-am mai zis și eu, că să zicem toți trei odată, adică n-aveam rost. Cool. Da. Și recordul de care spuneam, pe care îl are orașul Constanța, aveam 3 reședințe regale. Bine, în general, familiile regale nu stăteau împreună, soțiile aveau o altă reședință. Regina Elisabeta nu-i plăcea zona. Gară, vedem imediat și prima primărie, era prea aglomerat pentru ea. În interiorul portului industrial avem cuibul Reginei Elisabeta, care a mai rămas doar jumătate din original, pentru că a fost avariat de bombardament în al doilea război mondial. Iar în Mamaia, într-o stare deplorabilă, este Palatul Reginei Maria, pe care l-a construit cel în același timp cu Balcicul. L-au vândut. Construit după ce au vândut reședința asta, nu? Aproximativ, aia e făcută în 1919, cea din Mamaia. Palatul ăsta de aici, la un moment dat, pentru că a fost deteriorat, parcă după primul război mondial, cam sau ceva așa, de genul ăsta, n-a mai avut a rol de reședință. A fost vândut de Casa Regală Ministerului Justiției. Ministerul Justiției l-a preluat, a virat banii către Casa Regală și în felul acesta s-a făcut reședința regală din Mamaia. Și acum noi îi spunem Tribunalul Vechi, alt tip de petreceri, ca să zic da, așa. Că fiind dat către... Și unde este în Mamaia acum? În ce este exact zonă? În zona Casino Mamaia, pentru că am avut și acolo un casino în perioada interbelică și exact ca un punct de orientare unde se termină Telegondola.
Aha. Imediat cum se tână de gondola, la 10 metri acolo este curtea. Și mai se văd ruine sau ce? Se văd, se văd, este încă destul de bine, adică poate fi renovat, dar în istoria noastră recentă, că știm ce primar am avut, a fost vândut la preț de apartament prin vreo 7 offshore-uri, s-au sesizat niște jurnaliști de aici și de acolo DNA-ul și-a luat dosarul gata, pregătit și îl recuperează Ministerul Culturii. Și el a fost vândut de Casa Regală de regina mamă Elena, de mama regelui Mihai. Da, mai târziu. Ea fusese surghiunită de soțul ei, de Carol al II-lea, a mai stat câțiva ani în țară, dar Carol tot punea presiune să o facă să părăsească țara, să-și lase fiul. Și în cele din urmă a cedat presiunilor, a vândut palatul din Mamaia și a cumpărat în Toscana o vilă pe care a botezat-o Vila Sparta. Uh-huh. Și a locuit acolo până în anii 80. Hai să mergem să vedem și prima primărie. Până ajungem, voiam să te întreb o chestie cu vizita familiei imperiale ruse. Uh-huh. Eu știu că motivul oficial a fost o proiectată logodnă între viitorul Carol II și marea ducesă Olga. Și găf. Fica cea mare. Și fetele nu prea voiau niciuna. Și ar fi venit nearanjate, nenimic, ca să nu placă sau ceva de genul ăsta, citisem și eu asta. Știi care e ironia sorții, nu? Că ce? Dacă s-ar fi făcut logodna, ar fi trăit una dintre Romanovi. Ion Socolescu, arhitect de București, destul de mult. Da, avem și noi câteva. Asta este cea mai importantă în Constanța. Am vorbit de el în Turul Regal. Da. Este doar interpretarea mea. Fațada este istoria Constanței, pentru că avem coloane grecești la bază, elemente musulmane, hai să zicem maure, la balcon, și acoperiș tipic românesc scurtat în lemn. Îmi place, mi-e zglumesc, România a pus capac. Cea mai veche geamie doar din Constanța, geamia Hunchiar. În dicționariile sunt sinonime, geamie și moschee. Doar la noi, în Dobrogea, se face o demarcare. Moscheea este cea cu rol de catedrală, cum ar fi la creștini. Și aici avem geamia Hunchiar, pentru că o să avem și moscheea Carol un pic mai jos. Hunchiar înseamnă stăpânitor, da, așa un conducător și de tip militar ar fi. Moscheea din București, cea mai veche, aia din spatele Altex, fostul Altex de la Belu, de pe Pieptănari, spune Carol Hunchiar. Ah, ok. Asta știam că aveți și voi una, Carol, în București. Aici asta este dedicată sultanului Abdulaziz, un alt sultan al Turciei. Ea, de fapt, este din 1862, pentru că ai o plăcuță pe care scrie 68, până pe care scrie 69. Eu știu din 62 ca fiind cel mai vechi lăcaș religios al Constanței. Cea mai veche moschee... Păi ea e tugra lui. Da, este venită direct de la sultan, prin care aproba construcția... Este semnătura oficială. Oficială, în grafia aia intră vreo câteva cuvinte. Este... Știu, da. Chestia aia de marmură acolo, plăcuța, aia ziceți voi. Da. Deci asta este scrie venită... ceva, e un scris? Da, e un text întreg aici. Un desen. Nu, e un text întreg. Turcii, până la reforma lui Mustafa Kemal Atatürk, n-au folosit caractere latine, au folosit caractere arabe. Și pentru că la musulmani este interzisă reprezentarea antropomorfică, ei și-au dezvoltat foarte mult caligrafia, scrisul. În forma asta sunt băgate câteva cuvinte. Este sultanul Abdulaziz, un desen, așa, care aprobă... Han cu tare, care spune mai multe aici despre el. Cea mai veche moschee o găsim la Mangalia, din 1590. Este deschisă încă la vizită și funcțională. De altfel, că vedeți că și aici este funcțională, problema o să vină la rugăciune acum. Aici vin foarte mult persoanele în vârstă. Uite că încep să vină. Adică dacă vreți voi bărbații chiar puteți să intrați, că eu mi-ar trebui să mă acopăr, să urc la balcon. Cea din Mangalia este din 1590, este făcută de nepoata directă a lui Suleiman Magnificul. Se considera la momentul respectiv, pentru cei care nu puteau să facă pelerinajul complet până la Mecca, că este suficient dacă ajung la Pangalia, cum se pronunța atunci, bătrânii și persoanele în vârstă mergeau până acolo. E foarte interesantă și are mormintele cu turban, alea de ofițeri. Religia islamică e una dintre cele 5 obligații ale credinciosului ca odată în viață să facă Hagi Alâcu, hejiratul, adică să meargă până la Mecca. De aceea avem și satul Hagieni în apropiere de Mangalia, pentru că atât de mulți fuseseră în pelerinaj încât era satul plin de hagi. Da, li se dădea în perioada veche, că de-aia titulatura. Hagi Tudose, de exemplu, al lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea, dacă mergeai, primeai titulatura de hagi. Și aia, având atât de mulți, a devenit satul Hagi. A trecut și la creștini, doar că la creștini, cei care mergeau la Ierusalim. Și mai avem un element, de fapt două să vă arăt. Clădirea are o piatră foarte galbenă. Minaretul are o piatră mult mai deschisă la culoare, turnul. Minaretul s-a construit cu pietre de la cetatea Tomisului. Era o materie primă gratuită la îndemână, nu altceva de rea intenție. Există o eră în istoria Imperiului Otoman, de la 1700 începând, epoca Lalelu. Exact așa se numește, pentru că atunci e și apogeul culturii lalelelor, e un festival, parcă. Da, în aprilie, la Istanbul, și a devenit celebru în Olanda datorită acestui comerț care venea din Orient către Occident. Da, de-aia Olanda a făcut-o celebră, da. Eu am făcut și cursurile de ebru, de artă, de pictură pe apă, și Laleaua a fost, să zic, lecție super importantă tot ce timpul. Ce preț avea, ne învață Alexandre Dumas în Laleaua Neagră. Uh-huh. Așa.
continuăm. Ne vom apropia de Mahala grecească, dar o să avem și poveste pentru adulți, că se întâmplau niște activități la ceas de seară aici. Suntem numai adulți. Da, 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 da. Și ascultătorii, asta este, după aia trebuie să le explice și copilor. Mi s-a întâmplat, folosind cuvântul prostituată într-un tur în care au și copii, s-a ridicat așa o privire cu inocentă la mămica lui. Mami, ce e aia prostituată? Ei, hai că avem de dat niște explicații. O să le dăm imediat, intrăm pe strada Aristide Carațali. Un răspuns bun, ar fi fost caută la taică în agenda. Eram la delfinariu, la acvariu, pardon, din Tulcea, cu niște prieteni, toți cu copii. Am vizitat acvariu, foarte frumos, momentan e renovare, ca să știți, nu e acum deschis. Și au cumpărat de la suveniruri copiii, diverse chestii. Printre care magneți cu pești, cu nu știu ce. Este una din puștoi aici afară, în curte, și cu voci tare, așa cum ar fi aici. Mami, unde e peștele meu? Și zice, mă așteptam mai târziu la întrebarea asta. Deci, da, se poate, se mai întâmplă. De acolo am știut doar noi. Acest Aristide Carațali a fost un doctor. Ei erau ori în lumea medicală, ori în lumea comercială. Fiul lui, Alexandru Carațali, și el tot doctor, chiar aici au stat la numărul 23, dar s-a stabilit în Franța și a făcut parte din echipa care a pus bazele sindromului Down ca boală, înregistrat oficial. Este super onorat în lumea medicală. Okay. Și pentru că el aici a fost, Aristide a fost consilier local, a fost onorat cu stradă cu numele lui. A fost o expoziție temporară la un dat cu obiectele lui personale la Muzeul de Istorie, dar nu știu dacă am mai văzut-o recent. Ușor, ușor încep să se reabiliteze clădirile, dar e proiect de lungă durată. Mă bucură oricum, oricât de încet ar merge, faptul că se salvează. O să avem și exemple foarte frumoase un pic mai târziu, de obicei în zona pieței. Știi cum e, din nucleu pornește tot până la urmă. Da, da, dar se văd. Da, încep să se vadă și părțile bune, că ne plângeam mai devreme de starea clădirilor. Avem aici cu semn de stop și se termină acolo cu semn de stop. Strada Poștei. Pentru că a fost Palatul Poștei după ce s-a mutat primăria, dar știu, o să iasă acum glumița. Există și cozi pe strada asta? Nu. S-ar putea să fie existat acum 100 de ani, pentru că acum 100 de ani, în România, nu doar la noi, Brăila a avut cel mai bine documentat această activitate, prostituția era legală. Corect, până în 47. Da, când au declarat-o infracțiune, contravenție, nici nu știu unde este încadrată. Și acum. Și aici, la etajul 1, la această clădire, a fost cel mai celebru bordel al zonei, care furniza fete care se asemene cu actrițele din perioada respectivă. Era suficient de aproape, dar un pic ascuns, pentru protipendada care venea în zona asta și la petrecerile familiei regale. Plăteau taxe la primărie, 30% din încasări, aveau matroană. Primăria niciodată fiind aici. Da. Minunat. Da, 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 și după aia s-a mutat jos în Piața Ovidiu, deci oricum era suficient de aproape. Și matroană, niciodată bărbat, conducător. Asta e o regulă universală, da, la bordeluri. Plus vizită săptămânală la medic, pentru că de fapt asta s-a și reglementat activitatea asta când un regiment întreg de soldați luase niște boli. Și au zis ofițerii, ok, nu o să oprim activitatea, hai măcar să o controlăm. Și au început cu condicuța. La nivel național, București, da, din București a pornit. La Crucea de Piatră sau pe Brezoianu erau stabilimente sau erau domnișoare care profesau individual, exact, cu carnet, cu abonament. Cu abonament și cu carnetul de sănătate, fără parafă nu aveau voie. Și dacă nu se duceau la control, se făcea strigare în piața publică. Maricica, nu știu care, să se ducă la vizita medicală. Dar alea de individuale, se ducea medicul la ele acasă. Păi, era o altă categorie. Da, 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 da. Era cu, era cu nivel de, da, de superioritate. Și viceversa, dacă o descoperau cu vreo boală, domnii care erau trecuți în carnet erau anunțați discret că ar fi bine să se caute și ei. Și deja vedem cruce în față. Aici a fost și este, de fapt, Biserica Greacă. Sper să o găsim deschisă, pentru că vreau să vă arăt ceva și în interior. Și aici este la fel un banc că și e funcțională, se țin slujbe în grecește? Da, da. Nu, se țin în limba română, aparține de Patriarhia Română. Ah, ok. Mai există comunitatea elenă în Constanța? Da, undeva chiar la vreo 4.000 de persoane oficial înregistrate. Sau restul cu rădăcini grecești. Uite, deci consulatul onorific. Inițial a fost consulat standard, cu toate atribuțiile. La un moment dat s-a închis, probabil având ambasada suficient de aproape, nu avea suficiente activități. Sau când am intrat în Europeană și mai trebuiau vize, că probabil că consulatul avea rolul de a asta, pune vize. Da. Nu, că asta s-a întâmplat în ultimii ani acum. Aici lumea încă se referă la această clădire ca fiind școala greacă. Nu mai este clădirea originală, e un pic mai modernă. Originala era și de la 1865. Și un elev a luat o notă proastă, se vede la geamul din dreapta, da, de sus de acolo. Comunitatea greacă strânge acum fonduri că vor să o reabiliteze, pentru că ei au activități în care predau limba greacă și dansuri grecești în mod gratuit. Și momentan le țin în clădirea roz de mai jos. Clădirea roz de mai jos este teatrul Elpis. Speranță. Elpis, speranță, exact. Din 1898, Nicolae Iorga a ținut discursul inaugural de deschidere, că se pare că are rădăcini grecești după mamă, dacă nu mă înșel. Da.
Ceaușescu a fost și la niște ședințe de partid aici când creștea în Partidul Comunist și noi aveam acei luptători anticomunism. Iar, ce interesant, așa, George Enescu a avut două concerte. S-a jurat că nu mai vine la Constanța. Pentru că la unul din spectacole i-au venit doar 20 de spectatori, pentru că venise un teatru de revistă din Italia. Și lumea s-a dus, evident, la spectacolul celălalt. S-a sincronizat prost, să zicem. Da, a fost planificare, exact, un pic greșită. Și aici avem Biserica Greacă, Biserica Metamorfozis. Se vede anul exact sub steaguri, în ovalul acela metalic. Asta e hramul. Hramul este Sfântul Fanurie. Aici se vine în fiecare vineri, după ce se vine cu pâine sau cu ulei, se sfințește și se dă de pomană. Și trebuie să vii 9 vineri la rând, iar în a 10-a trebuie să-ți faci tu o fanuropita pentru acele ce dorințe. Interesant. De știi de ce așa de joasă clădirea? Vă ziceți, da. După aia vă zic și eu, versiunea oficială. Știe. Zin. Nu mai spune, că știe. Era lege în Imperiul Otoman exact. Să nu se ridice mai înaltă decât moscheia da. Sau gemia. De-aia am vrut să vedeți prima dată moscheia. În anumite zone chiar sunt săpate. Sunt băgate la Histria. În pământ. La Histria e biserica îngropată, pentru că la Histria este făcută de bulgari. Și pe bulgarii când se luptau, se pare că erau mai sângeroși, și atunci pe ei au umilit simbolic, că au zis că să nu fie mai înaltă decât un turc călare pe cal. Deci dacă aveți ocazia, vă recomand. Eu cu domnul Sorin avem un pariu, că în momentul când mă întreabă ceva și nu știu, gata, îmi dau demisia. Okay. Ce sultan era când s-a construit asta? Dacă suntem în 1860, este Abdulaziz, același care face și azizie. Da. Eu am plecat, ne vedem la mașină. Okay. Da, avem niște baruri un pic mai sus, puteți să ne așteptăm la cafea. Bună ziua. A fost cu acoperiș plat, am și văzut fotografiile vechi, fără cruce și fără clopotniță, pentru că era chemare creștină la rugăciune. Clopotnița noastră, în cazul aici, este din 1947. Ăsta e unul dintre temerile pentru care se folosește toaca până astăzi, că toaca era permisă. Dacă nu era... Și acum, ca să se integreze în cult, au lăsat și toaca și, și clopotul și se toacă și se bate clopotul alternativ. Super. Și o să vreau să vă duc înăuntru, pentru că înăuntru avem candelabrele originale aduse din Murano, făcute cu sticlă de Murano, o donație a unui negustor grec. Toată biserica s-a făcut doar pe bază de donație, fiind în perioada Imperiului Turc, n-avea cum altfel. Era probabil cea mai sensibilă marfă pe care puteai să o transporti. Cristale aduse de la Veneția, de Murano, acum 150 de ani, mergeai cu ele pe vapor mai era cum mai era, în momentul când le puneai pe uscat. Și inclusiv lumânările, că nu știu cum se cheamă zona aia de lumânări, este în interior, pentru că la fel, fiind simbol creștin. Lumânărar. Lumânărar, așa. Și înăuntru a rămas, o să vedeți că picturile sunt afectate la culori din perspectiva asta. Uite și ușa, cred că e de atunci ce... Astea un pic, asta din față, poate. Da, din față, da, din față. Zic. Vezi, aici au pus și ei cu firmamul prin care au primit acceptul sultanului în greacă, în mai multe limbi, ceea ce e foarte bine. Că și dacă vin singuri pot să citească vizitatorii. Cele trei candelabre cu sticlă de Murano, cele din mijloc. Și pictura este și ea în stil grecesc, cu pictorii, marmură, materiale, totul a fost din Grecia adus. Icoanele, la fel, sunt cadouri de la diverse familii de negustori greci. Iar în momentul ăla cu fanuropita, de care zic, se pun toate mesele aici în mijloc și așa o procesiune cu lumânări. Au mai multe, e fanuropita, e vasilopita. Vasilopita e în ianuarie, atunci ai imediat după anul nou, cu moneda, da. Dar pita în greacă asta înseamnă pâine sau pâine. Plăcintă. Da, au multe tradiții pe bază de pita ei, într-adevăr. Chiar e frumoasă și tot timpul. Pictura nu cred că este originală, nu? Nu, a fost refăcută și cred că ultima restaurare s-a făcut în anii 80, completă. Că nu pare de atunci. Și sigur a mai suferit modificări chiar și până în 1980. Dar mă uitam aici, că vezi că latura asta cel mai probabil suferă din cauza lumânărilor. Că numai aici ai culorile închise. De uitați, asta e inscripția dedicațională. Ergon Adelphon I Canacni. Nu știu unde citești, că am dat ochelari jos și nu văd nimic. Ergon. Ergon înseamnă lucrarea, Adelphon e frate, frați și numere de familie. Așa, și sus este, cred că, familia și anul care a donat 1904, dacă nu mă înșel. Văd iconele ce interesante, uite mâna Maicii Domnului ca o mănușă așa mai mare. Adică, asta de obicei, da, când topeau anumite bijuterii și le puneau în interiorul, sau dacă aveau o anumită boală sau ceva pe zona pe care voiau să o vindece. Așa ține minte ca explicație. Existau... În Grecia, eu merg des la Muntele Athos sau ceva, toate iconele făcătoare de mână, au târnate de acolo câte o chestie făcută din argint sau din ceva, ce probleme a avut omul, un picior, o mașină, care trebuia să se vindece. Da, asta este... Este pictura, adică nu este ceva... Existau obiceiuri uneori, existau persoane care nu dădeau ele icoana, dar dădeau ferecătura. Adică plăteau să aia fie... e ferecătură sau e desen acolo? E ferecătură, e metal. E metal? E metal. E metal. E sigur, nu? Sigur. Că nu văd bine. Sigur să văd țintele, dacă vă uitați atent pe... Da, acum am văzut. Din, dacă te uiți din lateral, da.
Da, și argintul, care are rolul purificator. Icoana, mai da. Și domnului să pui... Uneori, e exact, icoana asta ne-și oferă exemplu, pentru că s-a deteriorat pictura, uneori puneai frecătură ca să o și conservi sau să dai un aspect mai unitar. Ok. Nu e obligatoriu, da. Adică practica de a fereca icoanele în argint era pur și simplu o manieră de danie. Și ăsta este Sfântul Fanurie. E sfânt militar din categoria Sfinților Dimitrie, Gheorghe. La catedrală din Colosas. E un sfânt foarte popular în Grecia. Da. O să avem moaștele lui Antioch și Epictet la catedrală. Epictet și Astion. Astion, scuze. Sunt sfinții dobrogeni. Sfinții martiri, dacă nu mă înșel, da. I-ai spus cum îi cheamă pe copilul, da? Cum îl cheamă? Cum îl cheamă pe copilul? Iacov. A lui Iacov. Știi copilul Iacov? Ia spune copilul Iacov. Care, Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Dan, Neftali, Gad, Asher, Isahar, Zabulon, Iosif și Veniamin, cele 12 seminții ale lui Israel. Ok, te cred pe cuvânt. Am învățat Lucea Fur când eram copil, gata, mă opresc acolo. Deci făceam un live din Ierusalim, stăteam pe live acolo și discutam, ba punea oameni întrebări, ba vorbea Damian de tot felul de subiecte de-astea religioase, istorice și la un moment dat vine cum îl cheamă? Iacov. Vine Iacov așa și vine vorba de copilul Iacov, care sunt 12. Și spontan așa, fără să, așa îi spune pe toți 12 copilul Iacov și a rămas tot așa, a fost așa un moment, s-a făcut liniște totală, n-a mai vrut nimeni să zică nimic. Exact. Dar nu mai citești momentul. Știi că, mi-a fost greu să învăț tac vorbenlian, știi, numele lui ăla, că l-am învățat efectiv pe silabe, dar apoi astea 12. Avem un Art Deco foarte drăguț aici. Art Deco ăsta de multe ori era cu o geometrie foarte simplă, după cum se vede, venea și după Primul Război Mondial, când nici nu mai erau fonduri, dar și cu niște elemente un pic navale. Genul ăsta de balcon rotunjit, fereastra hublou, în general asta este reprezentativă, și ușa metalică ca să scări pe lateral, nu mai este simetrică pe mijloc. Deci e drăguță ușa asta, avem simboluri din natură. Soarele, jos, okay. Valurile mării, mai sunt 12 pe partea altă sau cele 4 elemente ale naturii, că unele le-au pe toate 4, și furnici. Ce mi-a explicat mie cineva de la un club de masonerie venit din Anglia, că există un simbol pentru astea trei insecte. Furnica și albina reprezintă spiritul de echipă, iar albina prin fagure și păianjenul prin pânza de păianjen, perfecțiunea lucrului bine făcut. Nu știu dacă e real, dar îmi place cum sună. Damian avea un inel masonic. Ok. Da, l-am dat jos. Te dai prea multe explicații? Nu, dar de fiecare live sau vlog sau care făceam, lumea întreba dacă e mason. Și da. La un moment dat a cedat nervos. Cinstit vorbind, deci a stat cineva să se uite în filmare, eu sunt miop și n-am văzut. Eu l-am luat fiindcă avea vulturul bicefal al Bizanțului. Da. Cucu s-a uitat că în mijlocul vulturului, dar ceva la 3 mm, era un echier cu un compas. Deci îți dai seama ce zoom a făcut omul ăla? Masonic, asta știu și eu, dar eu nu-l văzusem. Dar cineva a dat zoom. Cineva a dat zoom, eu la un dat arat cu mâna așa ceva și îmi prinde inelul. Print. A făcut zoom și a spus că sunteți din lojă. E... A, deci era gradul Liga 33. Superioară. Okay. Ok, drăguț. Incredibil a fost lucrul ăla. Deci n-am... A fost primul meu contact cu netul în forma asta. Da, 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 da. Da, știu că am și tot felul de momente de genul ăsta interesante, știi, în care analizează lumea niște chestii la care eu nici nu m-am gândit în momentele alea. Sau nici acum nu m-aș fi gândit la ele. E mare aici. Da, este doar una din foarte puținele străzi care mai este direct la mare, pentru că construcțiile moderne și după aia în comunism nu au mai păstrat o încadrare. Foarte frumos cerdacul ăsta. Da, da, da. Îl știu pe cineva care chiar era interesat să o cumpere. După aceea, pentru că zona este declarată zonă istorică, încep să apară cele probleme legate de birocrație și corupție, cu avem și pe aia în continuare, în mod care trebuie voi? Să reabilitezi un pic, un pic, da. Că trebuie să vină avizele de la comisia aia mixtă de urbanism, arhitectură, direcția cultură. De patrimoniu, da, da, da. În care trebuie să respecte proiectul original. Uite și asta ce. Și asta e declarat monument istoric, dar atât, nu menționează ce și cum. Aici erau case de negustori. O să intrăm și noi imediat pe străduță. Și acum intrăm pe cea mai pitorească stradă și cea mai îngustă stradă. Curios, sunt clădit stânga dreapta, deci aici sigur nu bate vântul, se numește strada vântului. Păi tocmai că se face curent. Da, da. Este cea mai îngustă stradă din Constanța. Aia de la Brașov avea rol doar de cale de acces pentru două străzi paralele pentru pompieri. Incendii, multe case din lemn. Aici a fost stradă pietonală de la început, graniță naturală. Greci într-o parte, armeni în partea cealaltă. Suntem la graniță între mahalale. Da, intrăm în mahala armenească imediat. Și mai nou se folosește evident foarte mult pentru filme, inclusiv pe Netflix. Este un film, What Happened to Monday. Jumătate s-a filmat aici și jumătate în București.
post-apocaliptic, eram pregătit și noi și voi. Să nu se supere nimeni. Ceva de genul, asta da. Asta este scara de serviciu, nu? Scara de serviciu și a fost un film românesc, Max Bleche, Inimi cicatrizate, cu un băiat bolnav de leucemie, era coborât pe o targă și au filmat fix pe scara asta. Eu nu înțeleg cum a intrat cu cameraman, cu tărci, cu figuranți, cu actori. Cu greu, cel că am văzut, chiar am văzut scena aia, am căutat-o special. Și uite dovada care e pivniță de desubt, da, că stai irisit la scări. În sus, da, că eu îi deranjez pe oamenii ăștia zilnic, din păcate. Cum folosesc spațiul la maximum. Întotdeauna, da. Și mai ales după aceea când în comunism i-au relocat și i-au toate alea, în sigur București au pus foarte mulți. Ar putea să corespundă cumva cu strada Xenofon. A, cu singura, cu trepte. Doar că aia, are trepte, da, la noi. De la voi, da. Ăsta e stil neoromânesc, nu? Damian? Da, cu turnulețul ăla în colț. La limită. Un mix, da. Eu am fost foarte, cum să zic, un elev foarte slab la școală și de când merg cu Damian prin tur, vrând nevrând și el vorbind, încep să învăț și eu stilurile arhitecturale și astea. Școală. Astea nici nu le-am învățat la școală, pe asta le-am căutat. Eu am recunoscut că e stil neoromânesc, te-am zis, cu turnul ăla așa. Proful nostru de desen în 5-8 ne punea ghiveciu pe catedră și ne spunea desenați. Și aia era ora de desen, așa încât de aia. Nu la școală am învățat nicio chestiile astea. Și se vede un turnuleț acolo în față, să vă duc în lateral cumva, o să intrăm. Nu, este în reabilitare, din fericire, într-un final, clădirea, este familia Șuțu acolo. Asta e specificitatea familiei Șuțu din Constanța. Am învățat și o chestie asta, mi-a făcut o doamnă remarca de mai multe ori că se pronunță Suțu. N-am știut niciodată cum a se pronunță și am mai vrut să mai întreb. Suțu sau Șuțu? Dovada este că grecii nu au Ș. Și atunci are logică să fie S. Așa, okay. Și ei nu au în grafie semnul S, au Ț, da. În schimb. Și ei sunt greci de neam și se scrie Suțu. Deci e limpede acum că e Suțu este numele corect. Acum înțeleg. Și cu ocazia asta o să vedem și unde a stat cel la Serghi, pentru că ea face referire la boierul Suțu. Principala prozatoare a Constanței. Principala sau cea mai cunoscută. Prozatoare. Da, prozatoare, așa. Îmi place că nu e circulație, nu sunt mașini, nu e aglomerație și tot, deși ora deja, suntem la ora 1. Nu suntem matinali, nu suntem pe aici, ai noștri să iasă de obicei după amiază, pe seară. Dar sunt locuite astea clădirile vechi, da? Toate au locatari. Și le-a dus pe Cricor Zambaccian. Cricor Zambaccian, care a fost vechea strada Mării, cea la care face referire cel la Serghi. Și imediat o să vedem și căsuța în care a stat. Pe domnul Zambaccian, din păcate, l-a făcut popular fostul nostru prim-ministru, domnul Năstase. Exact, Năstase. Și o să vă arăt și unde a stat în Constanța și unde a început colecția de artă despre care, pe care o aveți acum la București. Pentru cei care ne urmăresc, cel la Serghi a scris o carte. Unele doamne chiar au citit-o și pentru unele este cartea lor de referință din tinerețe. Se cheamă Pânză de păianjă. Personajul cărții se numește Diana Slavu, numele lui este Diana Slav. Povestea se desfășoară în Constanța, în Mangalia și în Balcic. Eu sunt născută în Mangalia și mutată în Constanța. Și personajul face facultatea de drept. Eu sunt absolventă de drept. Dar povestea mea scriu singură mai departe. Nu e cumva schița ta de proiect? Nu, cartea asta? Că e de acum 100 de ani, da. Și... Eu recunosc că n-am citit-o. Dar uite, acum mi-ai creat E interesantă și povestește foarte frumos viața de atunci, în special în Balcic, că ea în vacanțele de vară se ducea acolo. Și mixul acela cu șalvarii, cu toate alea, e foarte pitorească de citit ca poveste. Da, avem o comunitatea greacă au pus toate aceste plăcuțe, că sunt mult mai multe, prin care au onorat... Mort în luptele din munții Tatra. Da. Da, este unul dintre cele mai mari sacrificii ale armatei române la doi război mondial. După ce am întors armele împotriva Germaniei naziste, am fost obligată armata română și iar a depășit fruntarele țării, dar de data asta înspre vest am ajuns până în Cehoslovacia, Cehia actuală, în munții Tatra, și acolo au murit pe capete românii, lucru care ar fi trebuit să conteze totuși la tratativele de pace. De negocieri după, da. La fel cum la noi aici în România au murit foarte mulți sârbi în primul război mondial și vin periodic comunități care își onorează bunicii. Era o epigramă lui Păstorel Teodoreanu vis-a-vis de, cred că, divizia Tudor Vladimirescu, ce au făcut comuniștii, că din brav vânător de munte mi te-a făcut Ana Pandur, apoi ți-a pus o stea în frunte și apoi un debrețin în cur. Au trimis la Debrețin. Debrețin e o localitate unde la fel s-a dat o bătălie cu foarte multe victime. Mă gândesc unde era România astăzi dacă nu eram vânduți de cerci la ruși sau cedați de cerci la ruși. Greu de spus. Și dacă am fi avut o domnie continuă a lui Mihai I de 1940 până în 2017. Oho. S-ar fi schimbat multe, într-adevăr. Uite, în Europa, așa, în situația, în contextul actual, unde sunt țările cu monarhie și unde sunt celelalte. Da. Uite, și aici au pus tot. Ce la serie. Tot grecii au pus aici. Știu, îndrăgostită destul de mult timp. De ce greci? Era grecoaică sau de ce? Nu, se pare că de fapt era un pic evreică la origine. Dar comunitatea greacă a vrut să onoreze diverse personalități. Nu au făcut listă doar de personalități grecești.
frumos. Au făcut un set de 10 plăcuțe. E un cartier grecesc aici? Acum deja suntem în mahalaua armenească. Armenească. Pe următoarea soluție o să vă arăt și biserica armeană. Și mai sunt armeni aici în zonă? Nu neapărat în zonă, sunt în Constanța, dar sunt puțini. Puțini. Pentru că după al doilea război mondial, când a început comunismul, au plecat foarte mulți, din păcate. Ne-am avut cea mai mare concentrație de armeni. Aici era reședința numismatului, care a fost și guvernatorul de BNR, Suțu. Mihail Suțu. Suțu, exact. Are un balcon foarte frumos, se văd și aici niște ferestre cu elemente maure. Și jos e zid de piatră. Și ne imaginăm că aici nu era nimic când stătea el aici. Adică, efectiv, începea direct marea și stâncă. Și se pare că îi plăcea foarte mult să citească acolo la balcon și avea un câine de talie foarte înalt. Adică venea doar pentru a se retrage. Am avut ocazia să intru anul trecut, a fost expoziție de artă modernă. Se păstrează încă tavanele cu mozaic din acela maur colorat în interior. Și sper să le salveze. Pentru că știu că a fost luată de un proprietar privat și a intrat în reabilitare. Și... din câte m-am uitat, o primă locuință aici, nu în forma asta, este făcută încă din perioada Imperiului Otoman și se pare că tocmai pentru familia Suțu. Că și făcuseră să fi fost asta. O locuință din lemn, am întâlnit eu. Ok. Așa, nu mai știu exact care e legătura de rudenie. La Suțu e o mare problemă că pe el îl cheamă exact ca un domnitor al Valahiei. Și de fiecare dată când dai se să cauți... se face confuzie între familii, când da. Când dai să-i cauți, da. Îl găsești pe ăla. Iar cel la Serghii, eu am întâlnit o culme, eu făcând documentare pentru Camil Petrescu, că aparent a fost îndrăgostită, dar fără speranță. Fără speranță și cumva l-a avut ca mentor în partea de scriere. Adică el o încuraja și cu, dacă nu mă înșel, Mihail Sebastian. Da, ei formau un trio. Spunea la un dat cel la Serghii că era să facă gafa să-i spună lui Camil Petrescu, Cezar Petrescu, ceea ce le nerva maxim. Erau doi autori cu același nume de familie. În aceeași perioadă, da. Și că după aia, din gafa asta, a ajuns ea să fie frustrată de faptul că omul ba o trata camara de rește, ba îi dădea mici speranțe, dar nu s-a concretizat nimic până la urmă. Da, am citit și eu după aceea de partea dar asta. Dar ei au îndemnat-o, Mihail Sebastian cu Camil Petrescu, să publice. Da. Dar doar prima, într-adevăr, Pânză de Păianjen a fost cu adevărat extraordinar. Un succes. După aceea, celelalte, ne-am citit și pe celelalte, nu au mai păstrat eu doar de aia singură am auzit Pânză de Păianjen, în rest n-am auzit de niciuna. Diana, de ce se cheamă Marcus Aurelius? Vreo legătură? Că au vrut să dea un nume roman, probabil faptul că e zona istorică. Că nu știam să fi făcut ceva deosebit cu noi, exact, da, la noi aici mai ales. Da, sună bine. Și încă o vilă cu elemente maure, dar se pare că era văr. Cerchez, sunt doi arhitecți. Grigore Cerchez și Cristofi Cerchez. Cristofi, da. Cristofi l-am făcut noi în tur, i-a făcut casa lui Ergetoianu pe strada Aricoandă. Și Grigore Cerchez a făcut Antipa, au făcut mai multe. Și Grigori cred că a făcut Vila Suțu, iar Cristofi cred că a făcut-o pasta, sau invers. Cristofi știu că a avut o funcție pe aici. Păi înseamnă că el a făcut-o pasta, nu știu dacă scrie pe plăcuță, că văzusem că au pus lacăt, ceea ce mă gândesc că înseamnă că au evacuat ceilalți locatari și poate intră și în reabilitare. Inițial trebuiau vândute împreună vila și cu clădirea asta, din câte știu s-a vândut doar vila momentan. A, iar chiar legat de ele este biserica armeană. Exact, alături. De asta zic, acum suntem în cartierul armenesc complet. Este încă funcțională, nu este clădirea originală. Din păcate nu mai am preot aici ca să ne fi permis accesul. Vine de la București periodic, pentru niște slujbe mai importante. Să înțeleg că în numărul comunității scade. S-a mișorat, e undeva la 400 de persoane acum, din câte știu statistic. Pentru că asta este clădirea vechii școli armenești. Vezi că au închis ferestrele complet. Sus la etaj au făcut zona de rugăciune. În curte a rămas ruina bisericii originale, care era cu mult lemn și arsă în 1940. Nu din cauza războiului, s-a întâmplat ghinion. Și ne mai avem cum să-și facă propria biserică, au reamenajat partea de la etaj. Au și aici un hacikar micuț, tot așa dedicat genocidului de la 1915. Foarte primitori. Când îi prind aici, tot timpul am făcut tururi dedicate și ne așteaptă cu cafea. Știi că e la ei cafea armenească, nu cum a să spui că e cafea turcească. Uite, dar e aceeași cafea asta. La ibric. Cafeaua la sârbi la fel. E cafea sârbească. Păi asta glumea mai devreme pic cu domnul Constantinescu, că dacă vrei să-ți iei cafea cu garnitură de scuipat în Grecia, cer o cafea turcească. Da. Ceva de genul ăsta și aici la fel. Nu vor să accepte faptul că totuși au o moștenire care vine din perioada turcă. Mâncarea la fel este complet influențată de bucătăria respectivă. Mâncarea cel mai probabil e un fond mai vechi decât toate națiile mai, de pe acolo. Da, tot așa vorbeam un pic mai devreme. Există o lucrare pe care sper să reușesc să o traduc la un moment dat, Taste of Byzantium, gusturile Bizanțului, unde se demonstrează pe bază de texte istorice că existau rețetele alea din perioada Imperiului Bizantin. Cosmin Dragomir, poate dacă îl știi, face aia cu sarmaua acum.
urmează să scoată. Face o carte despre sarma și momentan chiar e prin toată zona asta balcanică și ia de peste tot rețete și gustă. Da, sarma e ca termenul turcesc, dar și Radu Anton Roman a demonstrat că la cum sunt interpretate în România, cel mai probabil existau deja și nu mai a luat numele. Doar a venit în coace. Și mai are una, curatorul de zacuscă, la fel, a căutat pe zacuscă, foarte bună scrisă. Să-mi zici aici dacă se vede în curte cât de mare e clădirea, că noi am văzut-o din partea altă, uite ce coloane are și uite că da, nu aveați o perspectivă cu adevărat. Până... E mare și e pe două nivele. Așa nu mi-am dat seama de acolo, de la poartă, că am crezut că e doar bucata aia de acolo. Și după aceea, din curte de aici, are o scară de piatră în spirală închisă, care coboară exact în parcarea de jos, că noi zicem parcarea modern. Cred că a fost teribil în al doilea război mondial, când erau bombardamente, să ai o casă atât de expusă. Posibil. Că era în prima deși linie. Aici, din câte știu, nu au ajuns bombardamentele, bombardamentele au fost pe faleză. Era înconjoată de ziduri, că se vede un zid. Da. De asta zic că era zid de piatră, pentru că deja aici era stâncă la momentul ăla, acum 100 de ani. De partea asta modernă, vă dați seama că s-a construit de-abia în ultimii ani. De ce să spunem asta, că în turul regal, că nu era la mare, dar din cuibul ăsta reginei, regina Elisabeta era recunoscută că era o persoană foarte originală și avea obiceiul când e plecat cât un vapor din port și sufla goarna, ieșea pe balcon și făcea cu batista vaporului, iar dacă era în toane bune, ieșea cu portavocea și le declama o poezie. Asta vă zic, care... cu recitatul sau cu paharul de coniac seara când se lăsa inspirată. Da. În primul război mondial, mare parte din Armenia, înțelegându-se aria de răspândire veche a armenilor, care era mult mai mare decât țara de astăzi, se afla în cuprinsul Imperiului Otoman. Și voiau independență. După ce grecii au trădat, să spunem, pe turci în 1821, armenii au cunoscut o perioadă de creștere de influență. Marile palate de prin Istanbul, astea noi, Dolmabah și Ceraganu, sunt operă de arhitecți armeni, familia Balian, de exemplu. Deci câștigaseră influență la poarta otomană, însă turcii, temându-se că intrând în război cu Rusia să nu-i trădeze armenii în Caucaz să treacă de partea rușilor, au căutat să-i deporteze și deportările astea imense făcute de ministru de externe, de Talat Pasha, au murit peste 1 milion, se pare, de armeni. Chiar spre 1,5 milioane se estimează, că normal nu mai avem cum să facem niște statistici clare. Și de aceea Hacikarul, pe care o să-l vedem pe faleză, o să mai povestim dacă e odată și când îl vedem efectiv, este în mijlocul unei fântâni. Și când l-au inaugurat, am întrebat președintele comunității de la noi din Constanța: de ce l-ați pus în mijlocul unei fântâni care, mă, normal, iarna n-are apă? Și așa, un spațiu. Nu mai zici cum arăta la inaugurare, cu postamenți de lemn ca să vină personalitățile oficiale să nu cadă pe acolo. Așa. Apa are un rol foarte sfânt pentru ei, numai o ieșire la Marea Neagră și știi că Araratul e acum în teritoriul Turciei, care nici nu-i recunoaște ca țară, din câte știu. Și ei, când pleacă într-o călătorie, spun: te duci ca apa, te întorci ca apa. Are rol sfânt pentru ei, de-aia au pus Hacikarul în mijlocul fântânii. Și atunci, da, ok, are o logică frumoasă. Vara, când ieși apă în jurul ei, chiar arată foarte frumos. A fost la Erevan. Da, și eu, fascinant oraș. Da, comunist, așa, Lada, a rămas așa, pe perioada sovietică, adică și parcă... două povești foarte frumoase de acolo, că am fost și la fabrica de coniac Noa, că și acolo, cum la ar fi la noi, Mufatlarul, iar Araratul coniacul clasic și Noa s-a desprins. Și am făcut degustare, nu știu ce, și cum au făcut ei coniacul Ararat celebru în Franța. Au angajat niște actori foarte frumoși, au îmbrăcat ultima modă cu caleașcă, i-au trimis pe, o să zic, Champs-Élysées, străzile lor alea frumoase, comerciale, s-a așezat la cele mai luxoase restaurante, vrem și noi coniac armenesc. Ce e ăla, n-avem, nu stăm la voi. Și plecau, o dată, de două ori, de trei ori. Și s-a creat dorința asta. Cum și la un moment dat în Armenia și nu doriți să cumpărați niște coniac armenesc. Și așa a devenit coniacul preferat al lui Churchill. Iar stațiile de metrou de acolo sunt făcute în perioada rusă. Ei au rămas nostalgici, sincer. Sau, mă rog, ghidul pe care l-am avut eu era nostalgic după epoca rusă. Dar cum i-au convins să le facă metrou? Le-au zis că în momentul în care ajung la 1 milion de locuitori, e clar că e nevoie, pentru că traficul nu va mai fi suportabil. Da. Ei erau 700.000, deja era nebunie, era haos în oraș. Cum era atunci cu faxul, când anunțai că toate cele au anunțat, nu mai facem față, nu ne mai descurcăm, hai să vedeți în ce hal suntem. S-a anunțat că vine oficialul rus și s-a dat vorbă în tot orașul, în ziua de, în intervalul 12-5, cum era, mă rog, când vrea să vină vizitatorul, toată lumea pe stradă, cu mașini, cu biciclete, pe jos, să fie haos. A venit rusul, mamă, ce-i la voi, vă trebuie metrou. Și așa s-a început proiectul de metrou, care nu este finalizat, a fost ca drumul Taberei din București. Să nu vorbim de chestii dureroase, din fericire drumul Taberii s-a finalizat între timp. Nu ne-am luat de metrou vostru din Constanța, așa că... Exact. Acolo au finalizat doar vreo 7 stații de metrou, dar nu cred că circulă efectiv metroul. Stânga, dar cu atenție la trafic. Și după aceea o să facem prima dreapta. Ce turn interesant acolo. Ajungem și acolo.
Iar în țările române, armenii au fost în general bine primiți, li s-au făcut dani, li s-au dat tot timpul locuri de biserică. Biserica armeană fiind separată de cea ortodoxă, deși tehnic cultul nu diferă prea mult. Doar că ei spun biserica apostolic creștină. Apostolice sunt toate. Aha. Uite, avem aici, se mai vede doar un zid foarte mic, printre tufe. Vă ziceam că am avut 8 lăcașe religioase. Aici a fost numărul 9. Sinagoga de rit sefard, care din păcate a fost demolată după cutremurul din 77. Cum se numește? De rit sefard. Sunt două rituri. Cei din Spania, sefardii. Din Spania. Sefardi și așchenarzi. Așchenarzi nu sunt evrei. Păi nu, și sunt evrei, dar unii erau origine din Spania. A, ok. Și ăștia, alții, așchenarzii, eu îi asociez cu Polonia, sincer să fiu. Galicia e zona lor. Așa. De... Galicia unde e? În Ucraina azi, Ucraina. Dar e în Polonia mai, istoric. Da, mai sus. Okay. Era într-un stil maur și aici, construcția super frumoasă, tot cu cărămidă roșie, cum era și aia de-am văzut-o de mai devreme. Se pare că în al doilea război mondial a fost folosită ca depozit de muniție de nemți, ceea ce a fost pângărirea supremă din punctul lor de vedere, și au lăsat-o neutilizată. Iar cutremurul din 77 a variat atât de mult încât au preferat să o demoleze. Nu s-au mai apropiat de ea. Cimitirul chiar de vis-a-vis de Belu este cimitirul evreiesc de rit sefard. Aha, în nu București, știam. Doar că o să trebuiască să vorbim pe la comunitate, dacă ne-or da voie vreodată să vizităm și acolo. Că imediat o să intrăm și în este diaspora evreiască împărțindu-se în Europa. Cei din răsărit s-au numit așchenazi, cei din apus s-au numit sefarzi. Doar că sefarzi au migrat înspre Imperiul Otoman când s-a declanșat Inchiziția spaniolă și îi obligau cu forța, ori te convertești la creștinism, ori mori. Și atunci ei au ales varianta 3, păi plecăm atunci. Uh-huh. Și au venit în Imperiul Otoman, culmea, sultanul Bayezid al II-lea i-a primit și a spus că oriunde cuvântul nostru are putere, ei sunt protejați de împărăție. Și așa au ajuns și pe aici. Acum aici e birou Apia, asta de plăți în agricultură. Înainte, și în engleză, îți dai seama cum suna pentru turiști, era SPIT. Sistemul public de impozite și taxe. Da, SPIT. Scuipat, e exact reacția unui turist american când intră într-un supermarket românesc și vede icredă crap. Crep. Oh, da, da, da. Crep. Da, râd tot timpul cu turiștii americani pe chestia asta. Sau la fel cu ăștia cu norocul, în care ei spun prost. Și le-am zis, vezi, nu zice prost în România, că nu-i bine. Și când le explic, râd. Nu mai sunt de stațiunea din Croația. S-a iscat o bătaie într-un bar din Italia când i-a spus ăla moldovene și l-a înțeles moldovene. Oh, foarte tare. De aici avem perspectivă foarte bună pentru mozaic, dar și cu atenție la mașini. Acolo, dacă stăm pe margine, e ok. Pentru că este mozaicul original din 1910. Și aici a stat Krikor Zambakcian. Suntem înapoi pe Bulevardul Tomis, pe Main Street, dar nu o să intrăm momentan pe el, că o să intrăm în cartierul evreiesc. Dar aici se mai văd deja niște clădiri foarte frumos renovate. Au început să fie boutique hoteluri peste tot. Se cheamă Belle Époque Hotelul. A fost un proprietar bulgar care a vândut unui grec, naționalizat. I-a luat vreo 10 ani până a reușit să-și ia clădirea în anii 2000. Chiar e din Belle Époque? Da, e din 1890 clădirea. Și așa au vrut să-l denumească ca hotel și fiecare cameră e cu altă tematică. Adults only, nu primesc copii, nu primesc animale de companie. Au o mochetă de miramilă să calc pe ea. La parter e restaurant care e deschis pentru toată lumea. Și sus acolo se ia micul dejun doar de cei care sunt cazați. Iar aici unde am zis că a stat Krikor Zambakcian, sus tot la fel apartamente de închiriat. Ca să nu zic acum, nu mai am coloană sonoră, Krikor Zambakcian, din câte știu, după al doilea război mondial a fondat prima consignație de artă. Deci a creat Romarta. Romarta de acolo vine. Cam da. Aha, nu știam. Hai, lui se datorează. Și spuneau colegii ghizi din București că, din păcate, este întotdeauna opțiunea numărul 2 sau numărul 3 a celor care vizitează muzee, deși ei știu cât este de frumos și le tot explică. Mergeți că este impresionantă colecția acolo de ce a putut omul ăla să adune. Trecând peste celebritatea locală pe care e recentă, pe care i-a dat-o domnul Năstase. Domnul Năstase, exact. Avem aici unul din cele mai vechi licee, dar vreau să vă duc cumva în curtea din spate să vă arăt un element aparte. Se cheamă acum Colegiul Național Mihai Eminescu, onorarea poetului. El inițial a fost școală Ana Ipătescu și apoi Principesa Ileana. Okay. Și aici era școala de fete. Puțin mai sus, cred că 500 de metri, există și liceul Mircea cel Bătrân, care este colegiul renumit cu premii NASA, cu din astea. E cel mai reputat al Constanței. Da, al Constanței. Acolo era școala de băieți. Dacă erau văzuți împreună, le se scădea nota la purtare. Se găzdea că nu mai stă atenți la învățătură. Și asta a folosit ca fundație ruine din cetatea Tomisului, pentru că deja vedem că de aici începe deja portul industrial din zilele noastre. Dar și portul Tomis tot aici se termina acum 2000 de ani. Ce fain, și strada este numele orașului lui Ovidiu. Sulmona, în cazul acesta. Orașul natal al poetului Ovidiu. Nu știam.
Adică știai că nu știam. În apropiere de Roma. O să intrăm imediat. M-ați mai surprins, nu? Da. Eu nu mă arunc. O să intrăm imediat și pe ea. Vreau să vă arăt din curte de aici ceva. Din păcate, într-un mod foarte trist, dar vreau să vă arăt. Stai că mie mi-a furat un pic atenția bovindou ăsta. Și povestim și de el, de asta vreau perspectiva bovindou? De aici. Bovindou? Turdulețul ăsta de pe... Bovindou sau în engleză bay window, ferestrele care erau cu vedere la golf. E pur și simplu un cuvânt străin luat în română. Adidas, primel. Bovin, de la bovine, da. Bovin. Așa, nu, de la bine. Așa cum e de la mascaron. Copiii, evident că se gândesc la macaron, la macaroane. La mascarpone. Dar e măscărici, sau mascarpone, da. Vă ziceam că ăsta a folosit ca fundație ruine din citatea Tomisului. Uite, din păcate, lângă tomberele de gunoi, zidurile glumești. Vechi romane. Atâta se mai vede, dar asta nu e vina comuniștilor. A fost la 1900. Adică, mă rog, nu știu dacă și corpul ăla de clădire e tot de la 1900, că e clar că are mai multe etape de construcție. Deci pietrele alea sunt de atunci, de vremea romanilor. Și mai trist de atât, wait for it, după tomberane că nu se vede, cum avem noi capace de canalizare peste tot, e o trapă, că e un pic mai mare, avem o, nu chiar basilică, necropolă din secolul 6 după Hristos. Și încă are pictură cu porumbel, precreștin. În Dobroge e o iradiere pur și simplu de creștinism. Zice clar că exista creștinism de multă vreme, că Notitia Dignitatum e un document care consemnează scaunele episcopale. Pe teritoriul Dobrogei sunt 14 episcopii, deci 14 scaune ierarhice. Ei, nici chiar așa. S-a dus să caute, ce? Nu, da. A, voia să le înșire, să le înșire, da. Tomis Calatis Histria, Axiopolis, Noviodunum, care e Isaccea. Cred că și Sucidava. Sucidava, mai este Tropeum Traianii cu episcopie de sine stătătoare, Novae. Uh-huh. Așa. Mai jos este luată Dobrogea și cu Cadrilaterul, deci este Dionisopolis, care este Balcic. A, coborând, așa. Da, partea aia, pe alea nu le știu. Troesmis, care nu mai știu ce este în prezent. Deja am 10. Deci, ești, bine, mai... ești bine, 70%, ești foarte bine. Și descoperirile arheologice au dus undeva la vreo 40 de basilici din perioada secolelor 4-6. Cea mai veche relicvă, asta o știu de la artă creștină, aici am un mic avantaj, s-a descoperit în Ucraina, la Malaia Pereșcepina, un disc, deci unul dintre vasele liturgice folosite în cult, este un disc al episcopului Paternus de Tomis, scrie pe el de că Tomis, este făcut, da? Lucrat în Constantinopol, la atelierele imperiale, în 490, mi se pare, dus la Tomis, în perioada invaziilor barbare a fost furat discul, ăștia l-au dus prin stepe și cum aveau ei obiceiul să facă depozite pe termen lung, au săpat în pământ, l-au lăsat acolo și l-au descoperit, cred că la sfârșitul Imperiului Țarist, până 1912. Cum s-a găsit la noi colecția aia de statui cu șarpele Glicon. Că și acolo tot așa erau de asta probabil protejată într-un moment de invazie. O să vă arăt o singură basilică vizibilă, o să vă arăt eu perspectiva ca să vezi exact unde era altarul. Avem una singură care este descoperită. În total sunt 6 inventariate, cam de unde am început noi turul până jos la malul mării. N-am apucat să vorbim la Cernavodă chestia asta, am prins o știre, chiar n-am vrut să mai dezvolt subiectul cum mă enervează. Aparent au descoperit o necropolă creștină pe undeva pe la Cernavodă, că era vechiul Axiopolis, pe care au betonat-o. Au turnat beton pe ea. Hotelul Ibis, Continental Forum, cum se cheamă acum, este făcut în perioada comunistă, în anii 70-80, și acolo, tot la fel, este basilică și forul roman. Beton armat, cât cuprinde, există cale de acces, dar nu este deschis la vizită deci, publică. Cu tot respectul pentru greci, în Grecia, dacă au găsit un bolovan, spun că aici a stat Ahile. Nu aici, și în Bulgaria găsești la fel, orice bolovan e cu semn maro. Se dezvoltă turismul. Uite și aici niște pietre ciudate și interesante și se pare foarte vechi, nu cred că sunt de acum. Păi nu am luat valul acum cu aici asta. Cel care are proprietate pe terenul din fața clădirii are hotărâre definitivă și revocabilă, nu are voie să construiască nimic de asta, pe termen lung. Deci pot fi doar cel mult construcții temporare, că probabil voia să facă ceva bloc. Pentru că asta este și un monument istoric de importanță națională, de categorie A. A fost casa unui negustor om de afaceri francez, prieten cu Mihail Cogălnicianu, Aleon. Așa. Exact. Jean Aleon a stat aici, băiatul lui, tatăl lui fusese prieten cu Mihail Cogălnicianu, pentru că... Ornitolog sau ce era? Da, făcea birdwatching, urmărea păsările din acel balconet, din Bovindou de care povesteam mai devreme. De-aia restul casei nici nu are alte elemente, că nu-l interesa petreceri și alte chestii. Noi avem traseu de migrație din Siberia către Africa, 8 din 12 sunt înregistrate că tranzitează Dobrogea. În special gâștele cu piept roșu. Le-am prins și o dată din greșeală. Prost să fi noroc să ai, am fost acolo când s-a negrit cerul. A fost fabulos. Și a dus să creadă două luni și chiar atunci când s-a la toaletă au trecut gâștele. Dar cred că noi ne-am speriat, pentru că noi fusesem visați în Bulgaria, eram cu un grup de prieteni și am văzut unii îmbrăcați în costume de camuflaj și zic, bă, dar aici ai rezervație, n-au voie să vâneze. Și mi-a zis șoferul, ia uite-te încă o dată că ei n-au arme, aveau obiective, dunalea, dar ei erau ascunși în tufișuri. Bă,
Măi, Târânci, am covorât, am traversat, atât de aici până acolo. Și undeva în zare, cam unde ar fi blocul ăla mare albastru, s-a făcut cerul negru dintr-o dată. Era câmp, adică el, cred că ne-au simțit păsările. Am nu știu dacă ne-au înjurat sau s-au bucurat că le-au ieșit obiectiv fotografic. Nu-mi dau seama. Noi ne-am bucurat, să-i seama, că aia, le-am văzut. Trece repede în zare, eu mă uit, ele dispare. Ceva de cam așa și la noi, da. Dacă sunt cu roșu, probabil că au semnul de stop, adică ele dirigează traficul. Alea sunt protejate, da. Așa, și noi îi spunem casa de piatră, pentru că o să ne uităm acum de aproape. Este piatră luată din mare și se vede forma fosiliferă. Să vezi urmele de scoică. Și ar trebui să fie avut, dar nici nu știu să vă explic unde, când coborați acolo de la Cernavodă, de la pod, nu știu dacă vă dă voie, dacă vă vede cineva, și acolo este zona de fosile. Exact râpa aia de la pod. Pentru că în preistorie teritoriul ăsta era sub apă, era Marea Tetis. Exact. Și aici un pic de piatră fosiliferă, dar nu asta este interesant. Asta. Asta este scurgere de la Imperiul Roman, refolosită de la cetate la clădire din 1900. Cu același scop de scurgere, adică măcar s-a păstrat... Vă dați seama cum era un deviz de lucrare cu 2000 de ani, cât ține? Las-o mata acolo că... Pune-o să fie. Vine eu să-ți o repar dacă e vreo problemă. Aici suntem pe strada aceea Rosetti. Fel de burlane erau, nu? Fel de... Rigole, mai degrabă. Mai degrabă rigolă de scurgere, da. Aici ar fi, să zicem, un vechi cartier evreiesc. Noi nu prea am avut foarte multă activitate evreiască, după cum ziceam. Având deja negustorii greci și armeni, ai noștri n-au mai înflorit evrei aici. În Brăila aveți multă istorie evreiască, dacă sunteți curioși. Și am și acolo o fată, care zice că vorbește mai mult decât mine. Și o comunitate destul de mare. Da. Dacă noi am vorbit la telefon, de obicei descărcăm telefoanele când vorbim la telefon. Dacă o cunoști și ne pui în legătură, mergem și la Brăila. Încercăm să nu deranjăm familia care locuiește la etaj, dar asta este una din clădirile mele preferate. Hai să vedem de aici. Nu sunt ferestre care se deschid din laterale, se deschid sus în jos. Aita, asta de aici se ridică. Aha, okay. E aia clasică care e acum la americani, dar americani evident că au luat-o de la britanici. Danube Black Sea Railway s-a numit compania care a construit linia de cale ferată, Constanța-Cernavodă, și aici a fost unul din birourile lor. Și concesionaseră pe 99 de ani de la Imperiul Otoman. Aici nu se vede, se vede la clădirea următoare. Șinele de cale ferată erau bază pentru balcoane. În momentul în care refăceau... Ceea ce am văzut noi în București la pasajul englez. Pasajul englez de pe calea Victoriei are tot așa șine de cale ferată care îl consolidează. Da. Asta a apărut nouă plasa, că înseamnă că încep să cadă bucăți. Asta intrase în proiect de reabilitare, după cum arată, cred că nu mai. Acum fac doar o chestie de... Uite, acolo. Păi de asta v-am băgat aici, pentru sinagogă, deși este într-o stare deplorabilă. Nu este încă registrată. Nu mai este folosită, nu? Nu. O să vedeți imediat că este și acoperișul căzut. Ghinionul este că ea încă nu este înregistrată nici măcar ca monument istoric, ceea ce face foarte greu salvarea clădirii. Poate văd, am o grămadă de prieteni evrei care se uită la și au foarte mulți bani și poate văd filmul și... Mi-a venit și un jurnalist de la CNN. Se vede pe geam. Păcat cum arată. Ce anume? La ce te referi? Se vede, e geamul spart și se vede în interior că e căzută cu totul. Eu am fost înăuntru de mai multe ori. Eu am fost în 2014 prima dată când încă avea acoperiș. Dar pentru că au stat niște locatari aici, nu zicem de care, au furat fierul beton dintre etaje, ceea ce nu au mai păstrat structura și automat a căzut de propria greutate. S-a făcut un protocol, comunitatea evrească a dat clădirea primăriei tocmai pentru a fi înregistrată ca monument istoric și de acolo să se acceseze fonduri pentru reabilitare. În ideea să se reabiliteze cu fonduri cum s-a reabilitat și cazinoul, cu fonduri europene. Din ce an este clădirea? Undeva la 1920 este datat ca și an de construcție. Și până când a funcționat ca și sinagogă? Aș zice probabil până poate începutul anilor 90, nici nu știu exact. Stânga până în capăt și în capăt de tot acolo facem dreapta, nu facem dreapta pe prima. Astea, panourile pe care le-ați citit, te rog. Doar să înțeleg o chestie, deci clădirea asta nu mai are structură de rezistență. Nu, și nici pe fundație nu are, pentru că este sol nisipos și când au făcut o expertiză la un moment dat în ideea de a o vedea de a o reabilita, n-are nici măcar un metru de fundație sau pe acolo. Eu nu o să mai spun unde în București, că e fix în Buricul Târgului, Regina Maria. Eu am fost înjurat că merg pe stradă. Că nu mergeam pe trotuar, că mergeam pe carosabil, dar eu știam de ce merg așa, pentru că lângă era o clădire exact ca asta. Okay. Deci ăsta e pericol atenție, public. Atenție, aici dacă sughiță pământ o dată, e jos. S-ar putea. Și e pe tine dacă ești lângă. Da. Panourile astea pe care le-ați văzut și dincolo la Biserica Greacă, toate cele 8 lăcașe religioase au primit câte unul. Noi am avut rolul de capitala tineretului fix când a început pandemia. Și copiii aia nu au putut să mai facă chestii cu tineretul. Și atunci au făcut aceste trasee cu texte. Și evident că au apărut și numele unor băieți inteligenți. Mi-a plăcut că au pus inclusiv în braille. Mi s-a părut foarte frumos gestul. Și QR-ul este doar în română. Aici mi se pare că lucrează să facă și în engleză, ceea ce e ok. Am avut un tur și a fost foarte emoțional pentru mine turul respectiv la ziua bastonului alb pe 15 octombrie pentru nevăzători. Și de pe atunci realizez cât de des folosești cuvântul a vedea. Cum s-a desfășurat turul? La sfârșit a zis că le-a plăcut foarte mult. Nu știu cum am exprimat. Îți dai seama că am fost foarte concentrată
pe ce povestesc, dar... Sunt oameni care s-au născut nevăzători și atunci e foarte greu să-ți imaginezi cam ce ți se explică. Au, cu siguranță, un univers mental aparte. Da. Și am încercat să îl fac cum ar veni să-l explic din alte cuvinte. Dar mult succes să explici când nu poți să explici roșu, galben... Și nu poți să zici, haideți să vedem... clădirea cu tare, zice, haide să pipăim clădirea cu tare. Și uite, la Muzeul de Istorie au avut o acțiune de genul acesta, în care statui și anumite piese le făcuseră pentru ei, exact pe partea de pipăit, pe tactil, să le simtă și cu text tradus alături. Ceea ce la fel mi s-a părut foarte frumos. Cu text în, cum se numește, literele alea în relief? Braille. Braille, alfabetul Braille, da. De asta zic, că ce aici era la panourile de biserică, de la sinagogă, pardon. Aici în ce zonă suntem? Ne apropiem deja de piața Ovidiu, aici era deja kilometru zero. Sus, când am început turul, v-am zis de Stavros Dimitriu cu hotelul Grand. Fiul lui, Dimitris Dimitriu, a venit în clădirea aceasta de aici și cred că am o de-asta micuță de fotografii la mine, o să vă arăt când ne așezăm la masă. Aici, acum 100 de ani, de fapt în anii 30, când s-au demolat la voi acum halele Ford la București. Aici am avut noi showroom-ul de Ford. Exact, okay. Aici erau aliniate mașinile, stil Al Capone, alea mari negre, pentru că s-a dorit, de fapt, fabrica să se facă aici, în Constanța, având portul în apropiere. Și, până la urmă, a rămas doar reprezentanță pe Balcani, aici, în anii 30. Și de asta, ca și în centrul vechi din București, aici au foarte multe terase, foarte multe opțiuni. Cafea la Ibric are aici. Într-o perioadă făcea și Marghiloman, nu mai face, păcat. Ah, frumos! Da. Nu nimic, că poți să vii de acasă cu ce trebuie și să faci singură. Da, avem duty free-ul alături și luăm din alea sticluțe micuțe, imediat ne organizăm. Ce vezi dumneavoastră, e păcat să-l faci cafea. Da. Uite, nu prea mai beau cafea, dar acum de când m-am dus pe partea cu vinurile, nu că nu mi-ar plăcea. Am descoperit mai multe beneficii de la Prosecco și la șampanie. Eu cred că am ajuns să beau cafea, cum zicea păstorul Teodoreanu, că bea vin. Unul bea că e băutor, altul bea că e bestie, numai eu că am umor, beau așa, ca chestie. Da, uite, asta este groaznic la noi. Fiecare terasă alte muzică, te nebunește, nu poți să vorbești, nu poți să înțelegi, nu poți să faci nimic. Adică e o nebunie și nu e... Uite, fiecare... Și volumul, aia e că dacă nu-l... Fă-l doar pentru ai tăi, nu deranja olfactiv și în jur, la vecini. Deci nicăieri nu vezi așa ceva, decât la noi. Da. Pe undeva sunt narghilele. Da, era un Buddha bar aici alături. Mie mi-a spus nasul. Și, da, e la noi, e normal, îți dai seama, având atâta comunitate, că nu avem doar turci și tătari, avem și libanezi, după cum ai văzut, și la libanez avea shisha, nu? Cred că-i zice. Da, sunt sinonime, shisha, narghile și kalian sunt același termen. La noi cel mai des se folosește shisha în sunt zona asta. Sunt același obiect, de fapt, termen care desemnează același obiect. Și aici se deschide așa spațiu, foarte frumos, piața Ovidiu. Inițial numită Piața Independenței, când s-a făcut aniversarea de 50 de ani, când am devenit partea României. Aici a fost un arc de triumf făcut temporar, adică au fost niște procesiuni foarte frumoase. 1928. În 28, da. Așa, hai să ne mutăm un pic în lateral să vorbim mai întâi de Casa Hristicos, că aici o să avem mai multe povestioare. Că, evident, kilometru e ceva cu aurit. Aurit. După cum vezi, acoperișul l-au făcut special în culoarea asta, acum. La etaj acum este hotel de lux, la parter a fost restaurant până recent, s-ar putea să revină, iarăși un restaurant. Acum 100 de ani, când era și atunci restaurant, pe terasă veneau caragiale, Flahuță, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Tache Ionescu. Era zona lor Da, era kilometru zero. Mihai Eminescu venea și el, dar nu aici, că na. Eu știu că Mihai Eminescu o singură dată a ajuns la mare. A venit, da, asta la hotel, o să ajungem și la hotelul în la care a stat. În perioada când era în convalescență, da, să spun. Da. Avem niște plăci foarte noi acum făcute de asociația aceasta Dobrogea de Patrimoniu, sau nu mai știu cum zice, da? Primăria și-a pus logo doar pentru că le-a dat acceptul să-și pună plăcile, nu s-a întâmplat altceva. Sunt fiecare cu altă clădire reprezentativă din Constanța, e ca un fel de tur în altă formă, inclusiv o parte din proclamație o să avem chiar în fața Muzeului de Istorie, care este a doua primărie a orașului Constanța. Și avem două povești cu Ceaușescu. Ok. Cu familia. Începem cu prima sau cu a doua? Începem cu legenda urbană, pentru că una este doar legenda urbană, nu are fundament, dar hai în fața ei, că o să fie interesantă și legată de statuie. Nu avem nicio dovadă scrisă, dar știm că și tovarășa, când cerea ceva se întâmple, trebuia să întâmple ieri. Venind aici în vizită, au ieșit la balcon, știm că le plăcea cu balconul, și se pare că ea de acolo, de la balcon, a întrebat că ea de ce nu vede marea. Pentru că aici au fost trei case superbe care au dispărut aproape peste noapte cu dinamită. Nu este nicio explicație logică de ce. S-a încercat așa o explicație că aici de la cutremur. Chiar în față, da, nu? De-aia este zona asta goală și urțenia aia neterminată, că aici era linia continuă de case. Cealaltă poveste care este încă în muzeu, doar că nu este vizibilă, pentru că este un subiect delicat,
Ajungând aici și ieșind la balcon, cele trei ferestre este o singură încăpere, foarte mare. Sala de consiliu din perioada respectivă. Pictată cu elemente din istoria României, așa, gen episoade, daci și romani, Mihai Viteazu, Mircea cel Bătrân, nu mai știu ce mai este pus acolo. El, când a văzut sala, a zis că este partea istoriei și a cerut să fie pictat. Este și acum. Avem, cum ar fi toată camera, latura asta este numai Ceaușescu cum era în manuale. Doamne ajută că nu s-a dus și la Ateneu. Așa. Da, dar aici, văzând episoadele din România, a zis că el este partea istoriei și vrea și el să fie pictat. Și la Ateneu nu e la fel, cu marea friză națională. Așa, nu, a scăpat. În anii 90, după Revoluție, nu știm probabil ce se întâmplă, au pus doar un perete fals, se văd plăcile cum sunt îmbinate, cu unirea din 1918 și medalion Cuza și Ferdinand, dacă nu mă înșel, sunt puși. Ceaușescu e în spate. Se discută expunerea lui Dan, că este un subiect delicat. Istoric vorbind, mie mi se pare o aberație să-l ștergi pe asta unul zic, de să ne asumăm că este partea istoriei. Bună și curere. Hai să mergem și în fața statuii ca să-ți arăt ce nu mai este, în primul rând. Pentru că vorbeam de Sulmona mai devreme. În Sulmona, în orașul lui natal, este aceeași statuie făcută după aceeași matriță, același sculptor, Ettore Ferrari. Sculptorul Ettore Ferrari are semnătura chiar pe spate. Se pare că și aici ar fi un simbol masonic, tot băiatul ăsta. Are legătură cu familia Ferrari? Nu cred, e doar coincidență de nume. Era roșie statuia, e logic. Corect. Doar așa să fi fost, da. El are niște sculpturi importante și prin New York, dacă nu mă înșel, știu că este foarte apreciat sculptorul acesta. Ideea este că această statuie n-a fost plasată aici încă de la început. De aici s-a numit Piața Independenței. Cam unde ar fi chioșcul ăla de pază în colț, ne imaginăm și piața mult mai aerisită, fără blocurile comuniste, se ducea până la moschee, de fapt, piața. Era să pierdem statuia în primul război mondial din cauza soldaților bulgari. Au dat-o jos să o topească pentru metal. Și ofițerii nemți au făcut un lucru bun, au zis că arta nu se folosește în război. Și există fotografii de epocă, cum au dat-o jos, s-a retezat capul, când au montat-o și au pus-o la loc, s-a pierdut un element. Mâna din tale are o tabletă, carte, caiet, cum vrea fiecare să o vadă. Mâna din falcă avea stilus, stiloul acela simbolic. În Sulmona există, noi nu-l mai avem. Bine, acum e o chestie pe care eu încerc să o mai menționez vis-a-vis de abuzurile pe care le-au făcut bulgarii în primul război mondial și sovietici în al doilea. Bulgarii veneau cu amintirea proaspătă de la Trinaiți Goda, de la 1913, când noi le trăsesem pe la spate, ca aia am făcut. Iar sovieticii la fel, sovieticii veneau cu amintirea caselor și a orașelor distruse de trupele germane și române în Uniunea Sovietică. Că soldatul adărând, aia le interesa, am ajuns la ăștia acum. Le-o dăm, că e rândul nostru, da, da. Și forma finală a statuii, amplasarea aici, se pare că este din acel moment episodul de care ziceam cu Elena Ceaușescu, când a rămas spațiu gol. Simbolic, ce că se uită spre mare, spre Roma. Roma nu e în partea aia, Roma e în altă parte, în partea aia e Ucraina, da, mă rog. Da, e mai greu cu busul ăla câteodată. Da. Un video care a ajuns aici dintr-o treabă de cenzură. Chiar am avut ocazia în pandemie să-i citesc și biografia, că nu știam atât de multe detalii despre viața lui personală. Era dintr-o familie de aristocrați. El n-a făcut serviciu militar în tinerețe, el a făcut studii poetice în Grecia și în Sicilia. Și când a fost exilat aici, era deja la a treia nevastă, relegat de fapt, că averea a rămas la familie. A scris Tristele pe drum și Ponticele când a ajuns aici. Zicea că sunt cei mai barbari oameni pe care i-a văzut vreodată. După ce a învățat limba, a început să facă serviciu militar și l-au scutit de la plata taxelor. Și a zis că sunt cei mai viteji. Nu i-a plăcut iarna. Spunea că iarna la Tomi se ține 3 ani de zile. Da, exact. Asta mi-a plăcut și mie, iarna de 3 ani. Și ca o curiozitate, dacă te uiți de aici la case, noi nu avem iarăși terase. Casele noastre sunt cu spatele la mare, adică noi suntem ciudați din punctul ăsta de vedere. Vânturile nu permiteau genul ăsta de construcție. O să vă arăt imediat o singură clădire cu terasă. E briza, nu prea e briză. Nu e briză. Nu, e puțin spus. Astăzi sunteți norocoși ca vânt, că și că te-am întrebat de la început, avem protecție de vânt? Că altfel e distractiv. Eu știam că vine Costi pregătit. A, uite sarcofagii. Sarcofagii sunt multe. Pe astea le folosesc la Treasure Hunt cu copiii, ca să caute elemente vizuale. Asta e metoda de mormântare de lux în perioada antică. Sunt din porfir sau din marmură, sculptate și înăuntru se lăsa trupul, practic, sunt indestructibile. Pentru istoricii noștri, acum sunt izvoare perfecte de inspirație. Bine, astea sunt dezafectate, evident. Tot ce s-a găsit s-a inventariat și este la muzeu. Inclusiv aleia asta sunt pietre de mormânt traduse în română și în engleză. De obicei sunt în greacă veche și cred că sunt și în latină, dacă nu mă înșel câteva. Și vor să mai facă încă un mic parc arheologic, au atât de mare inventarul de piese pe care nu au efectiv unde să le expună. Jos în Valea Portului s-a numit acum Parcul Carol și vor face și acolo, se pare, așa o expunere din asta în aer liber de piese. BNR-ul nostru are legătură cu Marmoraș. Okay. Un pic. Proprietarul hotelului a pierdut datorie la bancă și a devenit la un moment dat proprietatea Băncii Marmoraș. Atât, nu ca cel din București la nivelul ăla de lux.
bucătar șef l-a avut pe un bucătar de la Curtea Reginei Elisabeta, la deschidere. Au fost multe hoteluri de lux, evident. Și acolo se vede o terasă. Este și singura, de altfel, cu vedere către mare. Ea arată ca o fortăreață de jos din portul turistic, foarte frumos. Acolo era un fel de club al domnilor pentru coniace și trabuce. Am seara, înțeles, da. Era un lounge. Exact, astea sunt acolo. Toate stele funerare, pietre funerare sau au și alt rol pietrele? Nu, funerare toate și au și tradus viața fiecăruia, ce au făcut, că știi că fiecare avea câte o mică descriere dacă a făcut ceva important în timpul vieții. Cam toți aveau câte o mică povestioare. Și dovadă că aici s-a vorbit preponderent greacă, nu latină. Da, aș merge mai degrabă spre greacă foarte multă. Inclusiv la pietre, dacă te uiți o să vezi, caracterele sunt în special grecești, doar aia cea mai mică și cea mai îngustă e refolosită. O parte este cu greacă, o parte este cu latină și este doar întoarsă. Și crucea la mijloc, creștină. Nu se păstrau și niște borne kilometrice pe unde dat aici? Am o bornă kilometrică. Hai pe partea cealaltă să ți-o și arăt. Și mai sunt vreo 3 expuse în interiorul muzeului. Pică fațada și de la muzeu? Ce anume? Pică și de la muzeu? De pe acoperiș, în special olanele, când e furtună. De aia îngrădiseră pe aici. Aici încă n-au început proiectul. Cred că sunt încă în faza de licitații. Ups! Ca să facă și aici reabilitare, pentru că, de exemplu, nici eu n-am avut șansa să urc vreodată în turn. Sunt scări de lemn foarte putred. Și clar că are nevoie de niște reparații destul de puternice. Și celelalte borne kilometrice sunt expuse în muzeu cu traducere. Am una pe lateralul ăsta de muzeu, în care o să-ți arăt, că se vede dintr-un anumit unghi, în latină scris Invictus. Probabil povestea celui care cucerise, da, zona când și-au construit ei drumurile de acces pe aici. Iar aici plăcuța din față este și aici un fragment din proclamația cel de care am povestit. Cel care cucerește definitiv Dobrogea pentru Imperiu este Licinius Crassus, dar nu-i tot ăla cu triumvirul. Uh-huh. Crassus era mort deja de vreo 20 de ani cu aur turdat pe gât de perși. Da, uite și aici, proclamația către Dobrogenea domnitorului Carol, prima plăcuță pe care au montat-o. Foarte frumos de cutia asta verde aici pe fundalul ăsta clădirii. Ideea e drăguță, cu biblioteci gratuite. Să aduci cărți și să iei cărți să citești. Ușor, dar puteau să o facă și ei. Să o mai incorporeze. Da. Patrimoniul este fabulos ce au înăuntru, dar aparține de fapt asta știi că e regulă generală la nivel național, ele aparțin de consiliile județene, care nu investesc niciodată în cultură în primă fază, în diverse alte chestii. Și de asta suntem în starea în care suntem. Arată diferit. Uh-huh. Astea sunt și ele multe din de parte funerară, dar asta prima este cea la care voiam să ajungem. Bornă kilometrică. Și se făcea așa pentru că ei veneau călare pe cal și atunci trebuia citită de la înălțimea călare pe cal. Uite că au și ei de astea monumente istorice astea cu da. Cadete în cuiala. Da. Mă vezi noi la București. Și uite, Invicto, stai așa să mă cocoț eu aici, uite-l aici. Dacă îl mai înțelege acum cuvântul. Da, se vede. Și se măsura în pași. Da, nu mai știam sistemul de măsură. Pașii sunt în mii de pași. Ai nu știu câte mii de pași până la. E primul stat din lume, din câte știu eu, care pune borne kilometrice și lucrează drumurile într-o asemenea manieră încât drumurile romane se păstrează până astăzi și zicala că toate drumurile duc la Roma nu e o metaforă. Nu. De acolo porneau și găsești inclusiv acele cu 5 via și cu nu știu ce, acele intersecții, nodurile alea, huburile, cum ar fi la noi în zilele noastre. O să avem și noi intersecție lângă catedrală și o să-ți dovedesc cu busola acolo, chestia asta cu romanii. Aveți busola? Am pe telefon, trăiască tehnologia modernă. Nu am TikTok, dar o folosesc tehnologia deci cu alte scopuri. Deci nu suntem de busolați pe aici. Nu, aici nu. Deși în București mă rătăcesc tot timpul, iau în direcția greșită prima dată întotdeauna. Și casa asta e foarte frumoasă, tot Victor Ștefănescu a proiectat-o, a fost a unui alt armean, Cic Damadian. Acum este un pub, chiar drăguț, avem și care wine bar. Care poluează fonic toată piața, din ca păcate, și celălalt. Dar măcar s-au poziționat acolo, nu deranjează chiar toată zona și cu vedere chiar către portul industrial. Francez, seara la cultură. Apus. Da, seara la apus aici chiar este frumos. Iar comuniștii au flancat piața cu cele două blocuri. Aici au închis cartierul evreiesc și în partea cealaltă au închis la exact fel strada Elena. Da, da.